Audio. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară care are loc astăzi, 30 martie 2023, ora 15 la sediul primăriei Târgu Ocna. Dacă îmi permite să iau loc, să dau ordini, să dau citire ordinii de zi. Vă rugăm, doamna. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru luna aprilie 2023. Proiect numărul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor tarifelor operatorului SCE-CO Sud S.A. și aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078-1087, din 16.04.2018. Proiect de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată împotriva HCL numărul 6 din 31 ianuarie 2023, privind avizarea planului urbanistic zonal pentru investiția, construire, centru comercial, parcări, racord stradal, amenajare, accese, drumuri de circulație incintă, împrejurit, piloni publicitari, panouri publicitare incintă și fațade, amplasare post-trafo, branșamente utilități, amenajare provizorie, organizare de șantier. Proiectul de hotărâre numărul 4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, structură subordonată Consiliul Local al orașului Târgu Ocna și aprobarea organigramei și a numărului de personal. Proiectul de hotărâre privind dizolvarea Asociației de Dezvoltare Economică Locală Moldova, ADELMO. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința AGA SCCUT regională de apă Bacău S.A. convocată pe 20.04.2023. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2023 ce se vor efectua de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL aflate în administrarea Consiliului Local Târgu Ocna, aprobat prin HCL 96 din 27.10.2022. Proiect de hotărâre numărul 9. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al orașului Târgu Ocna. Proiect de hotărâre numărul 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea listelor de inventar, cuprinzând mijloacele fixe și obiectele de inventar, bunuri de retur, aparținând domeniul public și privat al orașului Târgu Ocna, aferente serviciului public de salubrizare, delegat de către CUPT Târgu Ocna S.A. Proiect de hotărâre numărul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocna. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului intitulat Festival Istoric Antic și Medieval, ediția 1. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului a proprietarilor de locuințe care au instalate sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice, sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul proprii și panouri solare pentru producerea apei calde. La acest punct, la proiectul numărul 13, inițiator este consilier local Barna Cristian. Celelalte sunt de inițiator primarul orașului Târgu Ocna.
Proiectul numărul 14. Raport privind starea economico-socială și de mediu a orașului Târgu Ocna pentru anul 2022. 15. Întrebări, interpelări, răspunsuri. O să supun la vot proiectul de hotărâre, dacă sunteți de acord. Cine este? Da. Proiectul ordinei de zi. S-a aprobat cu 15 consilieri care sunt prezenți. Nu, 16 sunt prezenți în sală și doar domnul Ciurea este online. Aha, și doar domnul Ciurea și domnul Ciurea a ajuns. În unanimitate. S-a aprobat. Dacă vreți să prezentați procesul. În luna februarie, Consiliul Local a fost convocat în două ședințe, o ședință extraordinară, convocată de îndată, și o ședință ordinară. Cele două materiale v-au fost transmise pe adresele de mail. Vă întreb dacă aveți observații sau completări pentru procesul verbal întocmit la ședința Comisiei, ședința Consiliului Local extraordinară, din 2 aprilie. Dacă nu aveți, cine este pentru? Domnul Ciura, procesul verbal pentru. Mulțumesc. Procesul verbal încheiat la ședința ordinară. Dacă aveți observații, modificări, completări. Cine este pentru? În unanimitate. Mulțumesc. Cele două procese verbale au fost aprobate. Vom trece la... Da. Înainte de a da citire primului punct de pe ordinea de zi, aș vrea să vă anunț că avem două solicitări, două participări, domnul Crudică Cătălin Niculai, ca reprezentant al terenului de la punctul numărul 3 de pe ordinea de zi, și un reprezentant de la SECE Europe Development, diaconul Simina și Tolea Cosmin. Dacă sunt prezenți în sală? Dacă sunteți de acord să-i invităm? Să-i primim? Da? Cine este pentru? La punctul. Da, da, vă rog. Trebuie să supune, da, cine este pentru? Cine este pentru ca cei doi să fie prezenți? Trei. Da. Deci s-a votat în unanimitate. Domnul Mustupolu, dacă vreți să invitați în sală. Vom începe ședința cu punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2023. Supun la vot. Cine este pentru? Avizul Comisia Juridică a dat aviz favorabil în unanimitate. Mulțumesc frumos. Plăcere. Nu cred că sunt discuții pe această temă, așa că supune la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Ok. Și domnul Ciurea pentru. S-a votat în unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tarifelor operatorului SECE Eco Sud și aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău numărul 1078-1087 din 16.04.2018. Discuții, vă rog, dacă sunt întrebări. Dacă nu... Avizul comisiilor? Comisia a avizat favorabil 6 voturi pentru, una abținere. Comisia de urbanism a avizat favorabil unanimitate.
Comisia Economică, 5 abțineri. Aviz nefavorabil. Discuții? Domnul Barna, vă rog. Da. O întrebare, dar noi am aprobat banii cu pentru populație acum de ce vreau trecut. Se menține tarifă sau voi învăța tarifă la populație? Domnul Barna, cred că adresarea este întrebarea este adresată dumneavoastră. În primul rând, noi nu am aprobat tarif. Am aprobat o taxă la ceea ce privește taxa de salubrizare. Iar localitatea Târgoviște face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, ADIS, și în urma unor normative și reguli reglementări sunt doi operatori. Este operatorul pe colectarea deșeurilor și unde noi nu suntem cu activitatea raportată la dumnealor, pentru că avem operatorul nostru avem operatorul nostru local, societate nesubordinat Consiliul Local SECU. Iar toate deșeurile le transferăm la punctul de colectare de la Onești, unde operează Ecosud. Ecosud vin cu o serie de modificări de tarife argumentate pe toată evoluția prețurilor și a inflației și vin și ne propun acest lucru. Nu este influențată nu influențează aceste tarife taxa de salubrizare. Ea este însușită de către Consiliul Local și pusă în aplicare pentru anul 2023, așa cum este stabilită. Alte întrebări? Domnul Barna, vă rog. Da. Dispar prețurile unele de grijă stabilă de mare. Dacă preluarea deșeurilor din construcții și demolări, da, tariful aprobat anterior a fost de 81 de lei, acum e tot la 16 lei. La preluare deșeului în vederea sortării, de la 347 la 900 de lei. Deci preluarea deșeului biodegradabil în vederea compostării, de la un ban la 235 de lei. De preluarea deșeurilor voluminoase și deșeurilor menajeri pe circulație, de la 122 la 334. Noi nu am votat așa ceva. Se renegociază, preluarea de cultut, cu impactul foarte mare. Trei ori tarifele era de scurtă. Se mai suport, de buget local. Da, mulțumim, domnul Barna. Aceste tarife trebuie să fie suportate de către operatorul SECU în baza cantităților care le transferă. Eu, în locul dumneavoastră, aș fi mai atent la ceea ce spun, pentru că problematica mediului este o problematică națională, europeană, și tarifele care au fost calculate la aceste categorii de deșeuri, conform anexei, prezentate în anexul și erau calculate în baza unor reglementări. Evoluția nefirească a lucrurilor, a prețurilor, a carburantului, a manoperei și a celorlalte elemente a dus la acest calcul. În materialul anexat, pe care și noi l-am primit de la Ecosud, ei vin cu argumente solide și sunt trecute și prin anele SC. Eu nu pot aici să vin să spun că acest preț este mare sau mic, cum pot să spun nici de alt preț dacă am în spate o fișă de fundamentare, care este însușită din organism de reglementare. Că este mare, într-adevăr, este raportat la costurile reale. Pentru că aici vedem ce se întâmplă acum la nivel de județul Bacău, când tot ce înseamnă materiale rezultate din construcții, practic, acum trebuie să le transferăm pe costuri la acest organism. Și nu sunteți străini de această situație. Din păcate, ne dorim cu toții un mediu curat, un mediu sănătos și eu nu am aici calitatea să spun că sunt prețurile mari sau mici. Domnul Barna, vă rog. Da, pare normal ca proprietarul care demolează și să plătească deșeurile. Păi, proprietarul care demolează își plătește deșeul către operatorul nostru, în baza autorizației de construire, operatorul local încasează tariful, îl transferă la stația de sortare și plătește pentru depozitarea lui. Dar ce depinde de depozitare.
Noi discutăm de Ecosud, pe platforma de la, de la Ponești. Ecosud sau Dâmbu? E. Da, mai sunt alte... În atâta timp cât nu crește taxa de salubritate la noi ăsta, omul de la anul. Oricum, au crescut prețul. Nu e ușor pentru nimeni. Dar noi suntem captivi într-un sistem. Pentru că e un sistem care funcționează și nu putem aceste deșeuri să le transferăm unde dorim noi. Că am putea să le încărcăm într-un mijloc de transport sau marfă și le transferăm la, nu știu, care județ. Suntem arondați în baza unor reglementări de mediu însușite. E un cost care până la urmă se va duce la generatorul inițial, cel care îl produce. Că e societate comercială, că e persoană fizică, că e o altă formă care generează acest deșeu. Aruncarea materialelor pe o proprietate privată aduce beneficii orașului Târgoviște. Discutăm de un proiect de hotărâre, domnule. Este un proiect de hotărâre, sigur că da. Aduce un beneficiu, dar e proprietarul terenului, nu? Care poți beneficii. Da, o să vă rog să vă scrieți la cuvânt pe rând, așa, ca să vă pot da cuvântul. Că așa, dacă vă pun toți, nu știu ce o să... rezultă din ședință. Da, vă rog, dacă vreți să mai spuneți ceva? Era o glumă, doamna președinte. Da, mulțumesc frumos, nu m-am prins azi. Da. Dacă nu mai sunt discuții, o să supun spre aprobare. Mai sunt discuții? Nu. Cine este pentru? Pentru 11 voturi și... Și domnul Ciurată, da. Pentru 11 voturi pentru. Ai greșit? Păi înțeleg. Nu am greșit. Nu am greșit. Așa am văzut înțelegere. Abține. Cine se abține? Domnul Iarăși. Împotrivă. Împotrivă sunt eu. Nu știu, domnul... Proiectul de hotărâre a trecut. A fost aprobat. Trecem la punctul numărul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată împotriva hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna numărul 6 din 31.1.2023 privind avizarea planului urbanistic zonal pentru investiția, construire, centru comercial, parcări, raport stradal, amenajare, accese, drumuri de circulație incintă, împrejmuiri, piloni publicitari, panouri publicitare incintă și fațade, amplasare post-trafo, branșamente utilități, amenajare provizorie, organizare de șantier. Aici o să dau cuvântul celor care... Comisiile. Comisia juridică a avizat 4 voturi pentru 3 abțineri. Avizul este favorabil. Comisia da. Avizul e favorabil. Pentru acest pentru acest n-am avut atât, numai dumneavoastră au avut. Da, doar comisia juridică. Ca să putem să dezbatem și să luăm o hotărâre, o să rog pe domnul Plutică Cătălin Neculai să ne explice de ce, sau să detalieze situația în sine. Vă rog. Președinte, am luat Consiliul domnului primar, cum ați invitat. Mă numesc Cătălin Plutică, mă aflu astăzi în fața dumneavoastră într-o problemă personală, care are legătură cu expunerea dumneavoastră cu privire la punctul 3. În decursul timpului,
Am încercat, nu vreau să exagerez, nu la lui Amare, am încercat ca să depun niște documente la dumneavoastră care are legătură directă cu problema abordată, în sensul că eu nu sunt proprietarul terenului, nu vreau să fac o confuzie. Eu sunt fostul proprietar și am în derulare un proces la CETO cu privire la niște, zic eu, abuzuri. Eu sunt subiectiv, nu vreau să deranjez, nu vreau să supăr pe nimeni, nu acuz pe nimeni. Problema constă în faptul că la data respectivă, mai exact pe data 27 ianuarie, am intenționat, fiind un reprezentant de-al meu, nu mă aflam în zonă, să depun anumite documente care au legătură direct cu problema respectivă. Mai exact, documentate de la CEDO, anumite, mă, erau și dorința mea de a participa la ședința de data 31. Un angajat al primăriei a refuzat primirea acelor documente la registratură pe motiv că documentele se depun personal. Trecând peste asta, revenind în zonă pe data de 30, m-am prezentat la registratură, am depus documente care aveau legătură cu această problemă, documente care n-au ajuns să schimb la dumneavoastră. Le-am în copie cu cu avizele. Aveți un număr de înregistrare? Sigur că da, vi le depun, fac discuție și vi le depun, dacă îmi permiteți, una după alta, ca să vedeți despre ce este vorba. Sau cum vreți dumneavoastră, vă pun. Dumneavoastră alegeți. Pe data de 30, când m-am prezentat la înregistratură, am cerut o explicație cu privire la atitudinea angajatului referitor la acele documente care nu au fost primite. Și am încercat să-i explic care este diferența dacă vine persoana personal sau dacă folosea e-mail-ul sau fax-ul. Cum putea să facă diferența sau cum putea să aibă certitudinea că cine trebuie de acele documente este persoana în cauză. Ideea este în felul următor. Am făcut inclusiv la părțile implicate în acest proiect notificări, alte notificări, mă refer prin executor, inclusiv la dumneavoastră, în Consiliu. În ciuda faptului că am făcut aceste demersuri, mi-au venit răspunsuri în care sunt semnate nu de membrii Consiliului, ci de funcționari publici. Ideea este următoarea. Posibil că votul dumneavoastră din data de 31 să fi fost același, dar cred că mi s-a încălcat un drept pe care îl aveam și să vă pun în, să vă explic situația de fapt situația juridică. Am făcut o adresă în sensul ăsta la CEDO, cu privire la statul procesual. Pentru că vreau să vă prezint, pentru că să nu creadă cineva că nu am niciun interes. Să presupunem că interesam. Șansa mea este de 1%. Dar trebuie să vă aduc la cunoștință anumite aspecte, că în cazul în care va fi o hotărâre favorabilă, aș vrea ca să nu fiu tras la răspundere cu privire la investiția care se face la locul respectiv, în cazul în care se va ajunge ca știu lucrurile să devină ca să fie puse în situația anterioară. Adică, din punctul meu de vedere, nu vreau să fiu subiectiv. Aș vrea să vă depun acele documente și, eventual, persoanele care au semnat în locul dumneavoastră, neavând calitatea de consilier și reprezentat, să vă dea explicați pentru ce nu au ajuns acele documente la data respectivă la dumneavoastră, mai ales că unul dintre consilieri, la ședința din data de 31, a pus o întrebare cu privire la situația juridică a acelui spațiu. Și răspunsul a fost, totul este regulă, eu am să vă depun inclusiv extrasul, nu extrasul de cartea funciară, ci efectiv dovada de pune la cartea funciară. Că ei au mutat, că nu au mutat, nu sunt în măsură să fac ordine la CF. Asta este singura problemă pe care eu vreau să o aduc. Plângerea mea este justificată la biroul prefectului și așa am ajuns în situația asta. Da. Mulțumim. Dacă are cineva din consilieri ceva de întrebat, atunci am să menționez eu în ședința din data de 31 ianuarie 2023, eu am întrebat dacă există vreo cerere sau dacă acel teren este în regulă sau vreo sesizare făcută. Și s-a spus nu. Trebuie văzut unde s-a rupt între registratură și conducere, ce s-a întâmplat din au ajuns acele acte și s-a răspuns nu.
Acum o să rog colegii să analizeze această speță și nu înainte de a da cuvântul. Mulțumim frumos, domnul Plutică. Aș dori și de la cealaltă... Da, domnul Barna, vă rog. Da. Când am început mandatul, am modificat regulamentul organelor funcționale de Consiliul Local. Undeva, un amendament care l-am făcut și a fost toți colegii până s-au votat unanimitate, toate actele care sunt pentru Consiliul Local trebuie să ajung la mapa Consiliului. A trecut două luni de zile și nici acum înscrisurile domnul Plutică l-au ajuns la mapă. Am înțeles, sunt undeva printr-un dosar la Comisia Juridică. Da, este adresa biletei de la domnul prefect către Consiliul Local Târgu Ocna din 7-a 3. Au ajuns la mapa Consiliului pe 24, era criteriul de soluționare. Deci nu este, cred că prima dată când ne s-a aruncă niște proiecte hotărâri la vot, păi știm ce votăm. Dacă sunt toate acte, dacă sunt licențe, dacă nu... Mulțumim, domnul Barna. Ați terminat? Da, mulțumim. Mulțumim. Domnul Rusu, vă rog frumos. Domnul Plutică, când ați decurs la CEDO? Deci, procesul e început de acum 4 ani. Și vă rog să mă credeți, domnul Tiber, că este aici, am avut o discuție cu dânsul după 4 judecare, în care am explicat situația juridică. Au mai fost persoane care au fost interesate de achiziția acelui teren. Toți, după ce au înțeles situația, s-au retras, înțelegând practic abuzul. Eu nu sunt în stare de ebrietate și nu vreau să jignesc pe nimeni. Sunt niște probleme care... Vă rog. Nu spuneți dacă e, nu-i problemă. Vreau să vă întreb. De când ați depus până acum, ați primit de acelo vreo notificare, vreo răspuns? Este pus pe erori? Sigur că da, domnule, asta nu încerca să vă spun. Asta vreau. Eu pot pune la dispoziție documentul, mă refer ultimul care l-am făcut, pentru acele informații cu privire la stadiul procesual. Nu este un proces care eu am acces sau vă dați seama că nu merg la curte. N-am calitatea de decât să plec acolo. Dar ați primit ceva de acolo, de la... Nu răspuns, documentele mele sunt făcute, răspunsul nu l-am primit. Deci nu am un răspuns cu privire la statul lucrării, sigur că da. Pentru că dacă l-aveam, era treaba foarte simplă și nu mai punea nimeni. Nu punea cuvântul la îndoială. Eu n-am de situația să fiu în calitate de mincinos. Dar asta este realitatea situației. N-am niciun interes decât să rezolv o problemă. Dar încă o dată mă repet, nu intenționez ca să opresc acele lucrări. Intenția mea este foarte clară. De voi avea câștig de cauză, cel care va fi acolo, în calitate de proprietar, chiriaș, nu mă interesează statutul, să nu-mi impună lucrurile care sunt acolo. Demersul de care am făcut, eu n-aș fi niciodată în fața dumneavoastră să vă supăr într-un fel sau altul. Dar văzând că documentele n-au ajuns în Consiliul Local și totuși cineva se folosește de un vot, în așa fel încât, chiar dacă jumătățile de adevăr, uneori sunt mai periculoase ca minciunile, că azi de ce aplicăm până la urmă? Dacă este o transparență, să fie o transparență până la capăt. Și vă dau un exemplu. Pentru un corp de evenimente, nu mai contează ce construcții, se dă o perioadă de 30 de zile de informare a populației, da? Uitați, avem aici funcționarii publici. Și să ne spună, pentru această lucrare, care vorbim de 9 milioane de euro, da? Este cea mai mare problemă a Târgu Ocna. Felicitări, îmi doresc să-ți facă, sincer. Pentru ce perioada de informare a fost de pe data de 22 decembrie, numai că n-am pus-o de Crăciun. 22 decembrie, 14 ianuarie. Dacă vă este 30 zile la calcul, înseamnă că sunt colegii evlopate. Dacă nici până la 30 nu știu să nu mă scuzați. Deci problema stă în felul următor. Nu vreau decât un echilibru. O transparență în care fiecare își face treaba și nu încerc să opturez activitatea nimănui. Dar nu pot să accept varianta că cineva își face și spală mâinile frumos în condițiile în care mai primi de prost. Am calitate lungă. Sunt în proces, nu mi-am pierdut procesul ca să-mi pierd și am bine drepturi. E pentru faptul că sunt totuși cetățean la Târgu Ocna, nu? Mă adresez Consiliului cu respect, sunt supărat. Nu vreau să supăr pe nimeni. Dar nu mi se pare corect să fac o adresă către Consiliul Local să primez răspunsuri de la alte instituții. Primăria totuși este o altă instituție. Dumneavoastră n-ați avut posibilitatea să vă informați înainte de acel vot. Pentru că vă spun, e posibil ca dumneavoastră să votați la fel.
Dar măcar mi se respectau anumite drepturi. Asta e singura mea problemă, nu vreau să... Mă scuzați, v-am spus, eu sunt supărat, nu vreau să vă deranjez. Asta e situația. Și pot să vă argumentez, domnul consilier, cu documentele de aici, care când am făcut, de exemplu, sesizarea, când am trimis acele documente către Consiliul Local, vă dau documentul să vedeți cine l-a semnat. Și dacă sunt membri Consiliului dumneavoastră, să mă iertă Dumnezeu, înseamnă că... Deci, justificăm lucrurile astea, nu vreau să fac rău nimănui, nu fac plângeri penale, nu mă interesează dacă este corect sau nu este corect. Vorbim de moralitate. Moralitatea nu sunt. Nu supărați pe nimeni, domnul consilier. Noi suntem aleși aici să vă apărăm drepturile dumneavoastră și asta e... Tocmai asta, să nu uităm, vreau la urmă, ce reprezintă primăria și Consiliul Local. Mulțumim și eu nu înțeleg un lucru, totuși, ce votăm astăzi? Anularea hotărârii care am luat-o atunci așa și studierea actului și o altă hotărâre. Nu știu, să știți că eu sunt consilier de ceva vreme și votez în cunoștință de cauză, de fiecare dată, nu știu, poate când am fost pe primul mandat, mai făceam eu unele greșesc aici, neștiință sau necunoștință de cauză. Chiar nu știu ce să fac, cred că o să mă abțin astăzi la... Dacă mai sunt discuții dintre colegi, dacă nu, o să rog din domnul primar, vă rog frumos. Imediat și restul, domnul primar. Dacă sunt, să invitați-o să vină. Nu, invitați-o să vină. Din partea IRCE Europe de Beblog, domnul Cosmin. Sorțolea Cosmin e numele meu, o reprezint societatea IRCE Europe Investment, IRCE Europe Development. Investitorul care va derula, sper, investiția pe care intenționăm să dezvoltăm pe raza OAT din Burna. Ce vreau să clarific încă de la început sunt aspectele de natură procedurală invocate de domnul Cutică. Din păcate, eu recunosc, eu sunt avocat. Încerc să analizez lucrurile strict din punct de vedere juridic, legal și procedural. Din ce ne-a relatat domnul Cutică, nu am înțeles, vă spun, absolut nimic. Pentru că dânsul se plânge de niște probleme strict administrative, despre faptul că doar să-mi dat voie ca să termin. Strict de niște probleme pe care, pe de o parte, nu le poate dovedi. Dânsul susține că a venit, a depus niște documente, deocamdată nu se știe, nu există viză de intrare, sau cel puțin discuțiile pe care susține că le-a avut cu diversi angajați ai primăriei sau ai Consiliului Local, nu există nicio dovadă în acest sens. Dar, lăsând la o parte aceste aspecte, vreau să discut strict pe legalitatea hotărârii adoptate luna trecută și care este pusă în discuție și sub semnul întrebării de către domnul Plunica. Bun. În primul și în primul rând, din punct de vedere legal, hotărârea a fost adoptată cu respectarea tuturor prevederilor legale, nu este încălcată nicio procedură, nicio lege, cum de altfel rezultă și din documentul intitulat de domnul Plunica, contestație care, în realitate, a fost calificată de către instituția prefectului ca fiind în realitate o plângere prealabilă. Nu există indicat niciun motiv de nelegalitate. Singurele lucruri care sunt indicate în respectiva contestație țin de prezentarea unor informații despre un proces sau mai multe procese care au fost pe rolul instanțelor din România și care țin să precizez că au fost finalizate în mod definitiv și irrevocabil, iar toate contestațiile domnului Cutică și altor părți interesate în procesul respectiv au fost finalizate în mod definitiv și irrevocabil, astfel că niciodată pe teritoriul României, în baza legilor care există în momentul de față, domnul Cutică nu va mai putea reveni în calitate de proprietar al acestui teren niciodată. Asta o dată, asta o cam primul argument. În al doilea rând, de ce s-a adresat la ce? Acum să vă și spun. CEDO, prin natura organizației, așa cum funcționează CEDO, niciodată nu se pronunță ca o instanță de cale de atac în care să întoarcă vreodată sau să anuleze vreo hotărâre a instanțelor din România. Singurul lucru pe care CEDO îl face este să acorde despăgubiri în cazul în care au fost încălcate drepturile. Deci singurele lucruri pe care le poate primi domnul Cutică, dacă cumva există, de sub semnul întrebării, dacă există acest dosar pe rolul CEDO, eventual va primi despăgubiri. De la stat român. Asta e o dată. Pe de altă parte, sunt foarte curios să aflu două lucruri de la... De fapt, un lucru important de la domnul Cutică. Unu,
Dânsul a susținut că a depus cererea la CEDO în cursul anului 2019. Nu, 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 sunt 4 ani. 4 ani. 2019, 2007, nu contează. Okay. Cererea la CEDO, de aia pentru că va fi respinsă data de această cerere, termenul de depunere este de 6 luni de la data rămânerii definitive a unei instanțe naționale. Ultima hotărâre a fost în 2016. Cred că, sau 17, 2017, 6 luni, niciodată nu va da 2019. Asta o dată la mână, la doilea rând, ce v-am explicat mai devreme, fac mai parte de atac, vorba focală. Dar faceți o băt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 . Deci, este în mod evident, clar, faptul că CEDO nu va putea schimba sub nicio formă situația juridică a terenului, care este mai mult decât clară. La cartea funciară este înregistrat un proprietar. În ceea ce privește dosarele din instanță, au fost soluționate definitiv și revocabil și toată lumea, inclusiv bănuiesc că și aparatul juridic din Consiliul Local, poate să confirme faptul că nu se poate schimba sau întoarce vreo sentință emisă de către o instanță din România, astfel că situația juridică a terenului nu este pusă sub semnul întrebării nici măcar o secundă. Deci, din punctul meu de vedere, sunt îngrijorările domnului Crutică că cineva ar putea să tragă la răspundere sunt neîntemeiate, pentru că nu vedem ce ar fi tras la răspundere. Domnul Crutică, în primul rând, are calitate, dacă mă întrebați pe mine. Nu are nicio calitate. Dânsul este, da, poate se prezintă să facă orice cerere dorește în calitate de cetățean, dar nu are nicio calitate în ceea ce privește terenul, în ceea ce privește investiția, nimic, nicio legătură cu terenul. Deci, probabil că domnul Crutică este nemulțumit de rezultatul sentințelor emise de instanțe, dar din păcate nu mai are ce să facă legal vorbind. În ceea ce privește ceea ce veți vota dumneavoastră, pe rol este votarea respingerii, aprobării sau respingerii hotărârii de retragere a hotărârii de retragere a hotărârii de Consiliul Local din luna anului. Da, o să-i dau, mai doriți să interveniți? Nu, pe mine m-a deranjat, nu s-a află. Cine este persoana care i-a refuzat anumite acte să le depună la legislatură? Din câte am citit eu în hârtiile acelea, domnul Crutică a vrut să se prezinte în ședința de Consiliu și i s-a sugerat, parcă așa am înțeles, să vă intrați online. Da, eu așa am citit. Așa. Până la urmă stau și mă gândesc, de la registratură, e cineva care dictează cum să intre în ședință, ce să îi se aprobe, ce să primească. Eu știu că se primește, se dă un număr, se pune la mapă și se aștepte un rezultat. De la cel care trebuie să semneze acel lucru. Da? Eu asta am avut de reproșat. Restul, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și ce... Nu mă interesează. Da, mulțumim, doamna consilier. Dacă îmi dați voi o ultimă remarcă. Da. Orice s-ar întâmpla în ceea ce privește înaintarea documentelor, actelor către instituțiile statului, în momentul de față se discute efectiv legalitatea hotărârii din luna ianuarie, care este absolut legală. Faptul că domnul Crutică invocă diverse disfuncționalități în circuitul documentelor, nu o să afecteze legalitatea hotărârii, care respectă procedurile legale. Mulțumesc, o să dau cuvântul o secundă doamnei diaconu Simina, care tot insista. Vă rog. Între timp aș completa cu legumătăra asta, vreau să zic și eu. Mult bună ziua, am spus diaconu Simina. Sunt avocat și reprezentantul investitorului. Înțeleg nemulțumirea domnului Crutică legat de modalitatea în care se mișcă sau nu se mișcă documentele aici, dar în continuare vorbim despre aprobarea sau respingerea unei cereri prin care se solicită anularea unei hotărâri de Consiliu, care, așa cum a punctat și colegul meu, nu are nicio legătură cu nemulțumirea domnului Crutică. Hotărârea este legală, este vorba, nu e vorba de o aprobare a propriu sau nu știu ce, este vorba de un aviz al arhitectului șef, deci e o problemă tehnică, iar noi aici vorbim de ceva juridic. Ori nu putem să anulăm, vorbesc despre noi, o hotărâre care spune ce
ceva tehnic pe motive juridice, pentru că nu e din punct de vedere că nu este. Dau cuvântul domnul consilier Barna. Se respinge că ne contactă când este o soția care a dat. Este proprietar pentru care ai terenul care a fost societatea care a fost pe un lot de teren de acolo. Și dacă de ori și nu ce a dat și domnul Mărică. Suntem pentru prezidență și votăm pentru. Suntem pentru prezidență. Poate să agresezi domnul Prodică, dumneavoastră mai sunteți și domnul de domnul Prodică, poate să te întrebați, mai sunteți proprietar sau nu? Am menționat mai devreme sanitatea de proprietate. Nu are. Am făcut mențiunea cu privire strict la actul de proprietate. Eu nu mai sunt proprietar, am menționat acel proiect, acel proces care domnul avocat m-a acuzat indirect că sunt un mincinos până la urmă, că sunt eu o perioadă de timp în care se poate îndrepta către CEDO. Perioada de timp are legătură cu ultimul proces, ultima cale de atac din România, după ce parcurs toți pașii, atunci intri în termenul acel de 6 luni de zile. Dă-ți oameni niște informații de pe site-uri, îl înțeleg că este subiectiv la fel ca și mine, nu încerc să facă dispută cu dânsul, nu-l jignesc, dânsul m-a jignit. Dar nu este nicio problemă, are interesele dânsului. Ce încerc să vă spun că aceste documente, până la urmă nu mai vorbim de cadrul legal, ci vorbim de moralitate aici. Deci dacă aceste documente ajungeau la dumneavoastră, poate o parte din dumneavoastră vedea lucrurile sub o altă formă. În ideea în care, când intri în curtea cuiva după un necaz sau o problemă sau un abuz, te gândești de două ori dacă se merită să-ți murdărești o brață. De moralitate aici nu este vorba. Exemplul a fost foarte clar. Dând, începe să ducă discuția în altă direcție. Eu vă mulțumesc că m-ați luat cu mulțumesc. Mai am o întrebare ca să lămurească toți colegii mei. Dumneavoastră, la CEDO, ce ați cerut? Ce doriți? Cererea este destul de complexă. Nu am la mine să o citesc, dar este la dosarul dumneavoastră. Ar trebui ca dumneavoastră să o aveți complet. Puteți să ne spuneți în două cuvinte ce doriți? Ce doresc la CEDO? Da. Haideți să vă dau un exemplu foarte clar. Haideți să vă dau un exemplu foarte clar și domnul avocat este aici. Imaginați-vă că la baza ruperii acelui contract a stat un preț care nu avea legătură cu realitatea pieții. Vă dau un exemplu. Am vândut dintr-o societate de-a mea în altă societate acel teren cu 100.000 de euro. Executorul, lichidatorul a zis în felul următor. Prețul este corect. Mi-a anulat mie actul cu 100.000 și l-a vândut domnului Chiveru cu 35.000. Acum întrebați-mă și pe mine. E normal? Gratis. Nu, nu, nu. Am zis gratis? Da. Ce suntem aici? Domnul consilier, vă rog. Vreau să întreb, nu știu. Nici nu mai știu pe cine sunt pe. Întrebați-ne cine vă răspunde. Pune întrebarea. Puneți întrebarea și vedem cine vă răspunde. Cristi Barna. Care este motivul, domnul Prutică, că v-ați adresat prefecturii? Ce să vă facă prefecturii? Nu, nu, nu. V-am explicat și cred că concluzia trebuia să o trageți dumneavoastră. Consider că acel... Ați depus o plângere la instituția prefectului. Corect. Da. Pe motiv. Așa. E plângerea mea. Pe motiv. Că întâmplător, nu zic că a fost rea intenție, am anumite documente care l-am pierdut și avea legătură cu acea discuție din Consiliu, n-am ajuns în Consiliu. Nu vi se pare corect ca dumneavoastră ca și consilier să aveți acces la anumite informații în momentul în care votați ceva, rezultatul votului este același, am votat, nu este nicio problemă. Dar nu mi se părea corect ca să eu să fiu atât serios și să primească acele documente care ținut un avocat care nu au nicio valoare, nu au nicio valoare absolut nici. Să luați acele decizii, dar acele documente trebuie să fie pe biroul dumneavoastră. A fost în către Consiliu. Asta este da, mulțumim, am înțeles speța, dragi colegi, mai sunt discuții, mai aveți întrebări, nelămuriri. Îi dau cuvântul domnului primar. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Suntem astăzi, și nu numai astăzi, suntem un forum reprezentativ al orașului și aici îmi pare rău pentru că se și înregistrează și se transmite pe mai multe canale. S-au făcut discuții aici despre legalitate, despre ilegalitate, despre înregistrare, neînregistrare, funcționalitatea aparatului executiv și mai multe lucruri, proceduri.
Niciodată în instituția orașului Târgu Ocna nu a fost refuzat un document să fie înregistrat, indiferent de sursa lui. Dar orice document se înregistrează în baza unor reglementări. Și argumentez. Pe data de 30 ianuarie cu 1301 este o cerere adresată domnule primar, subsemnatul Rusu Gheorghiță Marian, în calitate de administrator special al Darkom Red Onești, așa, așa, cu privire la abuzul propus pentru terenul situat în bulevardul toate alea, și reprezintă aici toate celelalte. Acest document era depus de Rusu Marian, Gheorghiță Marian. Deci nu este depus de domnul Cătălin Putin. Dacă dumnealui vine și spune că a venit personal și funcționarul de la registratură, dumnealui trebuia în momentul acela să facă o solicitare oficială că un funcționar și-a încălcat norma și nu l-a primit un document. Dar nu se poate, eu vin, ciubotarul Cristian, și vin și depun în numele doamnei Leoleacă fără să am un mandat. Cu un document, cu o semnătură și facem o plângere. Deci documentele vin pe cale oficială, fie de către titular, fie pe mijloacele de transmitere oficiale. Poștă, internet, poștă electronică, căsuțe și toate celelalte. Curier, împuternicire, da, vin, am împuternicire din partea, mă legitimez și toate astea. Pe de o parte. Dumnealor, în această documentație, prezenta același lucru pe care l-a prezentat și domnul locuitor al orașului Târgu Ocna, domnul Cătălin, pe care îl respect și am avut discuții cu dumnealui, în prealabil, cu o situație juridică care nu privește nici administrația locală, nici pe dumneavoastră Consiliul Local și nici deciziile care trebuiau să le luăm pe data de 30 ianuarie. Făcea revenire la un istoric, la unei societăți comerciale și povestea care s-a deschis la instituția europeană, la mondială, etc. Am ajuns data de 30. Toate documentele juridice care v-au fost prezentate la MAPE sunt cele reale. Un Consiliu Local și un executiv al unei, indiferent ce instituții de tip autoritate locală ca primărie, nu poate să analizeze sau să vină cu varianta efectivă, afectivă, emoțională sau subiectivă. Discutăm pe documente. Atâta timp cât pe trei terenuri pe care se propune o investiție și se dorea să se facă, pe trei terenuri private, se propunea un plan urbanistic general, noi eram obligați să facem verificări la instituțiile abilitate dacă acele terenuri sunt libere de sarcini. Nu am găsit la nicio instituție din România un document în care să apare că acolo unul din acele terenuri ar avea o sarcină, indiferent ce sarcină ar fi avut. Și atâta timp nu atunci intram noi într-un abuz, cum putea o instituție să spună, domnule, știți să avem o informație că ar fi, că n-ar fi. Noi discutăm de reglementări. Da, emoțional și afectiv împărtășim necazul acestui domn cetățean și plătitor de taxe și impozite din Târgu Ocna. Perfect adevărat. Dar discutăm de situația juridică. Ne-a fost propus de către un finanțator un document de elaborare a unui PUS. Noi am verificat toate documentele și am trecut prin toate procedurile legale. Vi l-am prezentat ca și material de PUS. Documentația inițială, după ani de zile de procese și astea, nu este atributul Consiliului Local sau autorității locale să o analizeze. Atâta timp cât cartea funciară, organismul reglementat de statul român, să aibă notificări, nu are niciun înscris, nicio sarcină, niciun asterisk pe ea, documentele merg înainte. Și atunci, noi nu am încălcat, îmi pare rău, domnul consilier Barna, să spuneți că nu v-a fost pusă documentul la mapă. La care mapă? Există o mapă? Pe care mail? Pe mail-ul cui? Pe mail-ul dumneavoastră personal? În ce calitate? Dumneavoastră sunteți un membru al Consiliului Local în corpore. Documentele pe care... Nu, domnul consilier, pentru că de fiecare dată documentele sunt cu caracter personal, sunt cu caracter care sunt supuse reglementărilor de confidențialitate și nu pot apărea pe tot felul de mail, asterixuri și toate felul. Le discutăm în ședințele de comisie, în ședințele de consiliu, în ședințele de executiv, în lămuriri prealabile la sediul instituției. Eu vă rog frumos să nu mai faceți tot felul de solicitări și tot felul de deformări a realității, că nu vă sunt puse documentele la asta. Vă întrebați pe tot felul de site-uri, de comunicare, de astea Facebook și alte site-uri, că nu vi se pun, nu ducem în eroare opinia publică, domnul consilier.
Eu asta vă rog. De fiecare dată, documentele oficiale ale instituției, nu ați văzut vreodată să facem copie de la registratură și să le publicăm. Dumneavoastră ați publicat, înainte de a se lua decizii, ați publicat liste, ați publicat date care nu erau în caracterul să le publicați dumneavoastră. Chiar dacă făceați parte din diverse comisii. V-ați pus numărul de telefon personal acolo? Deci, eu nu v-am întrebat, domnul consilier. Deci eu vă rog foarte frumos, ca să în fața camerelor de luat vedere, să vă spuneți punctul corect și cinstit. Nu mai aruncați cu noroi în executiv, că nu vi s-a permis să intrați în instituție, că nu sunt înregistrate documente, că nu vi se pun la mapă. De fiecare dată vi s-a răspuns. Păi cum este posibil ca un consilier local să ceară în legea 544 a informației de interes public? Dumneavoastră, în calitate de consilier, prin programul de audiențe, prin programul de venit în instituție, puteți să veniți și solicitați date. Dar nu vă facem copii și vi le puneți și apoi dumneavoastră le afișați pe toate canalele de comunicare. Pentru că noi în spatele acelor documente am semnat că acele documente nu apar sub datele de GTCR. Aici este problema. Nu am obstrucționat niciodată. Iar faptul că distinsul Cătălin Putin spune că a dorit în acea zi să vină la ședința de Consiliu. Când ați mai întâlnit dumneavoastră că un funcționar să spună că nu este primit sau solicitarea unui cetățean nu ajunge în forul de liberare a Consiliului Local sau executivului. Nu este incorect. Sau dacă s-ar fi întâmplat acel lucru, trebuia consemnat a doua zi. Dom'le, m-am prezentat la ora cutare, cetățeanul, funcționarul care se legitima cu asta. Îmi pare rău. Adică haideți să nu mai aruncăm atât cu noroi în anumite instituții. Instituția primăriei pe care o reprezentăm cu toții, și dumneavoastră de deliberativ și executiv, funcționează în fața unor reglementări. Asta este documentul. Iar noi, la vremea respectivă, v-a fost pus. Iar solicitarea nu avea nicio treabă cu pusul. Era o informare care ne spunea dumnealui că e o situație și la CEDO și toate astea. Eu nu sunt nici jurist, nu sunt nici analist, nu sunt nici avocat, nu sunt nici analist de oricare ar fi el și nu pot eu să mă pronunț pe o documentație. Când o instanță, o structură a statului român ne cere ceva sau ne pune în vedere ceva, noi trebuie să o ducem la îndeplinire. Restul, cu tot respectul, nu e atributul nostru. De asta, nu am pus niciodată Consiliul Local în eroare, așa cum se dorește și să se prezinte pe camere și la televizor. Suntem oameni responsabili, suntem oameni funcționari publici, suntem cu o expertiză în spate și vă rog frumos să nu mai aducați cu noi. Domnule consilier. Pentru că nu aveți o mapă personală. Dați-mi mapa personală unde este a domnului consilier cu Barna Cristian. Păi despre ce vorbim aici? Unde scrie consilier că aveți o mapă? Care dacă era adresată primarului? Domnule primar. Păi de ce discutăm aici? Haideți că mă citesc eu aici ce, dacă tot nu e ceva de fapt. Numai un moment. Adresa vine de la domnul prefect. Numai un moment. Deci documentul. Nu amestecăm lucrurile. Vă rog frumos. Nu amestecăm lucrurile. Solicitarea de pe data de 30 era a domnului Rusu Gheorghiță Marian, iar solicitarea domnului prefect este însemnată de domnul Cătălin Putică, în care vine și spune, undeva aici, că... Solicitarea domnului prefect este prefect adevărat. Și după aceea spune. Nu mă respinge. Vă rog frumos, dați-mi voie să citesc. După ce se prezintă aici toată istoricul, vine și spune așa. După ședință, întâmplător, m-am întâlnit cu câțiva dintre consilieri, printre care și domnul Cristian Barna, care mi-a sugerat să fac prezența contestației, întrucât am fost induși în eroare prin o omitere aducere în discuția documentelor respective. Consider că acest lucru s-a întâmplat pentru a-i favoriza pe numitul administrator și toate celelalte. Deci, orice persoană are voie să fac contestații la o hotărâre. Păi hai să vedem cine consiliază și cum consiliază. Este dreptul cetățenesc al domnului Cătălin Putică să se adreseze în calitate de cetățean, să adnoteze sau să interpeleze sau să facă plângere împotriva oricărui act. Și eu respect. A făcut solicitarea. Iar instituția prefectului ne cere tot legal să reanalizăm situația. Dar nu are oportunitatea pusului. Ce termen 24? Și de unde știți vrea să cer răspuns am dat la prefect? Pentru că nu puteam să... Adresat Cotinu Cazul Boca. Ați răspuns domnul prefect, felicitări.
Dar nu am răspuns. Nu foarte spune. Am spus eu că am dar răspuns. Domnul prefect, a, chiar așa a zis, da, să o soluționeze Consiliul Local. Da. De asta am intrat păi să o soluționa. Și noi am răspuns. Și noi am răspuns. Domnule consilier, a fost cumva președință de Consiliul Local în acest interval? Dacă era transparent. Vă rog frumos. Păi? Știi că avem o plângere pe la Anul Focos. Așa. Păi nu ați spus că dumneavoastră sunteți specializat în plângeri pe rapul. Nu o face, nu ne face probleme. Nu. Asta e altă discuție. Deci materiale au fost puse la dispoziție conform după ce le-am văzut și ce v-am făcut un raport. Noi nu trimitem aici truncheri. Și dacă era o ședință de Consiliu Local în perioada de când instituția prefectului s-a adresat și noi nu mă răspundeam. Da, eram, credeam la bază. Deci eu de-aia vă rog, indiferent de competiția politică, indiferent de competiția și adversitatea discursurilor politice, haideți să fim responsabili, să intrăm înapoi în marcă și cu responsabilitate să analizăm lucrurile. Pentru că dacă un domn consilier sau domnul Cătălin Crutică venea și se discuta în perioada următoare, ar fi primit un răspuns. Dar eu îl respect, am avut discuție personală, a venit în audiență la mine, i-am spus că din punct de vedere emoțional îl susțin și îl împărtășesc ideile, dar din punct de vedere administrativ avem alt curs. Asta a fost. Eu vă rog frumos să, și să nu mai credem că cineva funcționar sau, nu știu, nefuncționar încearcă să duc în eroare Consiliul Local. Eu nu cred, sunt sigur. Este opinia dumneavoastră. Să o demonstrez, domnule. Este opinia dumneavoastră. Nu este opinia. Bine. Siguranță. Bun. Deci eu asta am vrut să spun, că lucrurile, noi am analizat oportunitatea unei investiții în baza unei solicitări de elaborare a unui plan urbanistic zonal. Nu am discutat aici istoricul unor... Iar ceea ce se încearcă a se duce într-o altă latură, că cine e proprietarul și cum e, nu cred că este cazul să-l analizăm noi în Consiliul Local. Sunt instituții abilitate, sunt tot felul de organisme care pot să verifice și cu asta basta. Eu nu permit aici ca să ridicăm lucruri în Consiliul Local ale activității funcționale. Da, dacă au greșit, pe bază de documente, discutăm și există comisie de disciplină, există comisie de disciplină la nivel de instituții superioare, există secretar general, există șef de serviciu. Da, haideți să fim... Noi nu am venit să aruncăm niciodată. Nu ați văzut din partea unui executiv, unui membru al Consiliului, al executivului primăriei, odată să aducă un argument incorrect față de membrii Consiliului Local sau de membrii sau consilier. Nu. Ne respectăm instituțional. Chiar dacă între noi, poate nu există afinitate. Mulțumesc! Mulțumim, domnul primar. Doamna Dumache. Vreau să zic că întotdeauna, înainte de o ședință, citesc materiale. De asta e normal. Citind ce a transmis domnul Crutică în plângerea dumneavoastră, eu de aia m-am alertat. Da? Pentru că nu era normal. Acum nu știu ce să mai cred. Să spună dânsul clar cu cine a stat de vorbă și cine l-a refuzat. Pentru că era, e normal să primești orice rătie la orice vine la registrare. Absolut, absolut. Eu chiar de-aia nici nu... Nu, mi se pare normal și să aibă un cuvânt de zis. Ce e pe partea rezultatul ăsta este absolut de interesează. Dar e cetățean al orașului, trebuie ascultat și dânsul care tot ceilalți. Dar nu se respinge, se spinge. Se spinge. Spinge. Dar nu trebuie, doamna președintă. Cred că la mori suplimentare la rezultatul care va fi în urma votului, ce consecințe, dacă s-ar respinge această hotărâre sau mă rog, chiar la dreptate sensului, probabil că se împiedică proiectul, nu? Se împiedică proiectul. Deci. Dar eu aș vrea ca dânsul să câștige la celor, că nu are efect aici spre noi. Va avea efecte în sensul că va obține despăgubire din partea statului român, da. Pentru că înțeleg că a accesat toate instanțele de România, da? Iar CEDO va analiza și va judeca. Dar cu urmă, dacă cu urmă a fost incorrect față de un drept. Da. Dar nu se va îndrepta ei să-i dea teren, să-i... aici.
îi doresc să câștige acolo. Iar noi trebuie să alegem varianta cea mai bună pentru oraș, știți? Iar aici așa ajunge cumva să facem lămurire, pentru că undeva, în enunțul proiectului, la numărul 3, ne duce spre o înțelegere și eventual după aceea spune de articolul 1, adică cumva ce înseamnă una alta. Vă rog frumos, stați liniștiți ca să auzim din domnul consilier. Poate au fost destul de declare. Deci aici cereți, privind soluționarea plângerii, treaba a plângerii. Vă rog, doamna secretară. Niște lucruri suplimentare. Materialul de ședință are titulatura proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile, formulată împotriva hotărârii Consiliului Local Târgoviște 6 din 31 ianuarie 2023. De ce? Pentru că soluționarea poate îmbrăca două forme, fie admiterea plângerii, fie respingerea plângerii. Dar la articolul 1, domnul primar spune foarte clar, propune, se respinge ca nefondată plângerea prealabilă înregistrată sub număr așa și în acest sens este și raportul de specialitate al compartimentului. Iar privind raportul de specialitate al compartimentului se concluzionează respingerea, soluționarea în sensul respingerii plângerii prealabile și nu admiterii plângerii prealabile. Pe dar la soluționarea poate îmbrăca două forme, domnul consilier. Fie admiterea ei și atunci aduceam argumente că acea plângere este întemeiată și are argumente pentru ca dumneavoastră să o votați ca atare, sau respingerea plângerii prealabile cu argumentele prezentate prin raportul de specialitate. Asta înseamnă că noi trebuie să supunem la vot odată aprobarea și odată respingerea. Vedeți că sunt confuziile? Vedeți că sunt confuziile ca să nu înțeles nimic. Păi da, de ce? Se respinge. Și nu degeaba. Și nu a spus să proiect se respinge. Deci vom vota dacă se respinge. Deci noi nu votăm o titulatură, votăm ce scrie la articolul 1. Se respinge ca nefondată plângerea prealabilă înregistrată la instituția prefectului transmisă etc. privind avizarea planului urbanistic zonal pentru investiții. Asta, construire centru comercial parcă. Asta dacă intrăm în materialele proiectului. Dacă este titlul, firma zice că vinde gogoși și vinde clătite. Nu duce în eroare, ci este o expresie juridică lucrul acesta. Abia acum eu cred că am putea să greșim. Nu, dar e bine că la discuții ca să percepem perfect situația. Asta e. Eu acum noi am venit în ajutorul. Foarte bine, foarte bine. Și adică nu se exact. Nici noi nu, uneori nici noi nu înțelegem de ce termenii sunt așa, da? Să le ierte specialiștii. Da. Cum medicul... Deci dacă aprobăm, se respinge. Înțeles clar? Dar de pe acum ai înțeles, adică, da? Eu îi doresc să câștige la CEDO, să aibă și dânsul banii care își trebuie, să mai avem un investitor atât de... Din lucrul acesta... Nu trebuie să fie practic, pe noi, practic, noi nu suntem împotriva, noi ne vrem să meargă investiția. Practic, din lucrul acesta, nu nimic la CEDO, comunitatea câștigă de două ori. O dată, că investiția își urmează un curs și va fi o investiție cu rezultatele ei, iar un locuitor a orașului Târgovna are un câștig în cauză în fața statului român, pe o speță, și atunci va fi recompensat și cu acea recompensă poate să mai facă o altă investiție în oraș sau poate să facă altceva. Deci, practic, comunitatea nu are nimic în sensul ăsta de a obstrucționa un drept. Cu tot dreptul. Vă rog, domnule. Părerea mea, au fost niște mici stângăcini de la preluarea de documente. Eu nu zic că au fost premeditate, Doamne ferește, nu a fost nimic. Și au investit atât de importantă, de 9 milioane de euro, chiar că trebuia să fie totul mai clar ca apa asta. E păcat că există o suspiciune chiar de 1 la milion. E foarte păcat, investiția e foarte mare. Și chiar trebuie să votăm în cunoștință de cauză. Nici să obținem dreptul cuiva de proprietate sau dreptul de a contesta, nici să blocăm o investiție de 9 milioane de euro. Și după părerea mea, ca inginer, pornind de la titulatura proiectului de hotărâri, a fost confuz pentru mine ca inginer. Pentru un jurist a fost foarte bun, probabil. Și faptul că acum am auzit toate părțile implicate, putem măcar vota în cunoștință de cauză și ca să știm cum votăm, cum asta. Sigur că votul nostru mai poate fi contestat și la prefectură și instanță și după aia, dar mulțumesc, eu asta e.
nu acuz pe nimeni, poate nici stângăciți sau poate au fost foarte așa. Nu zic că au fost premeditate, incontate, Doamne ferește, dar totul trebuie să fie extraordinar de clar la așa o miză. Repet, e o miză pentru orașul nostru pe atâta zeci de ani, poate. Și pentru domnul Prutic e o miză foarte importantă. Și chiar îi dorim să iasă bine tot. Mulțumesc. Nu cred că schimbă cu nimic o dată. Da. Mai sunt discuții, vă rog, domnul Iarăș. Și pentru domnul prefect este o neclaritate. După cum reiesc din finalul hârtiei care le primesc către de asemenea, în conformitate prevederii de articolul 200 coroborat cu articolul 255 din ordonanța de urgență numărul 57 de 2009 și pe suportul administrativ, vă rugăm să ne comunicați întreaga documentație care a stat la baza adoptării hotărârii Consiliului Local din numărul 6 din 31.1.2023, precum și punctul dumneavoastră de vedere cu privire la cele sesizate în plângerea prealabilă mai sus menționată. Nu-i clar? Da, pare să... Nu înseamnă că e aceea. Este foarte clar și că în interpretarea domnului prefect, pentru că la instituția prefectului, hotărârile ajung ca și normă. În spatele normei care stau la bază toată documentația nu este transmisă la instituția prefectului. Atâta timp cât instituția prefectului a înregistrat o petiție sau o plângere, clar, instituția prefectului acum dorește să aibă tot materialul în spatele cele, pentru că el trebuie să fie și el pus într-un eventual litigiu, el trebuie să aibă în spate toate documentele. Așa sunt formularele. Deci o cer înseamnă că de ceva, da? Păi nu că vrea. E ceva normal să fie, pentru că inițial dumnealui a primit doar hotărârea în finalul ei, în care ei verifică legalitatea, iar acum, faptul că la rândul instituției prefectului, după decizia de astăzi, trebuie să facă un răspuns petentului. Ei, în răspunsul petentului, instituția, aparatul de specialitate al instituției prefectului, trebuie să ia, să aibă toată materialul suport. Aici, din această cauză, este această frază de final. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Simina. Vă rog. Voiam doar să clarific de ce a ajuns de la prefectură la dumneavoastră, pentru că prefectura nu este competentă să retragă o astfel de hotărâre care nu a fost emisă de ea. O hotărâre a Consiliului Local, cazul emiterii unei astfel de cereri, poate fi retrasă doar de Consiliul Local. Tot în hotărâre. Exact, tot printr-un act care are aceeași valoare juridică ca cel retras. De aceea a ajuns de la prefectură la dumneavoastră, urmează a fi soluționat și prefectura, la rândul ei, va trebui de un răspuns petentului pentru că trebuie trimis un răspuns. Da, cerul deci niște documentații, da? Da, și, e normal să și ceară. Da. Avizul sau neavizul acestui proiect, plângere. Avizul, dacă repetați, vă rog, poate n-am înțeles. Deci cei în documentație. Da. Perfect. Așa. Care au stat la baza adoptării HCL numărul rând din 31. Deci a fost de la Consiliul Local. Precum și punctul dumneavoastră de vedere privind la sesizarea... M-am oprit de la de ce? De ce? Toate părți. Toate părți. Toate părți. Nu știu ce să nu spune. Trebuie să mai explic o dată, văd că există
Este păcat că s-a ajuns la secretarul general al Unității Administrative Teritoriale, care își asumă prin semnătură inițierea unui proiect de hotărâre sau contraasemnarea unei hotărâri luate, să nu mai aibă credibilitate. Păi atunci ce facem? Dar cine a spus că nu are credibilitate? Păi atunci a trebuit mâine să-mi dau demisia. Dar n-a spus că nu s-a legat. Acum chiar n-a spus că nu are credibilitatea, doamne. E nu. Dar nu am. Eu ca inginer nu am înțeles. Doamna ca economist nu l-am înțeles. Și asta e. Trebuie făcut pentru toți proști. Păi un proiect de hotărâre. Da. Pentru toți de specialiști. Domnul Tudica a adresat o solicitare domnului prefect, care dânsul a catalogat o plângere prealabilă. O plângere prealabilă poate fi soluționată de organul emitent al hotărârii de consiliu local în două forme, fie admite plângerea, adică își însușește motivele de nelegalitate emise, prezentate de către petiționar, sau nu își însușește și atunci o respinge. Și dacă o respinge, înseamnă că menține ca legală hotărârea din ianuarie, hotărârea numărul 6. Domnul primar, pe baza analizei făcute de către compartimentul juridic, a reușit că propune respingerea acelei plângeri prealabile și menținerea ca legală și temenică a hotărârii emise în data de 6, numărul 6 din ianuarie 2023. Asta este. Dumneavoastră, dacă veți vota pentru acest material, veți respinge plângerea prealabilă și veți menține ca legală și temeinică hotărârea Consiliului Local luată în luna ianuarie, iar dacă veți vota împotriva acestui proiect de hotărâre, atunci acea hotărâre din 6 va fi revocată. Nu știu dacă... Înseamnă că acceptați că ce a fost către a fost delegat și a fost absolut legal. Da, exact. Dacă suntem de acord cu se plângea prealabilă, votăm da, dacă suntem invers. Nu, invers ca același. Nu există motive de legalitate, de legalitate, de legalitate. Dar nu, dar nu, dar nu, dacă sunt, păi noi de liberă. Nu vreau o altă. Deci, la chiar ajungem la televizor. Deci, da, 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 undeva. S-o cred în prea asta. Până s-a dus într-o hotărâre de guvern în care... Că nu e... Poziția numărul... Habar n-aveți, domnul. Întâi citiți și apoi faceți afirmații. Deci vă rog frumos, nu mai hotărâre, toată efortul Consiliului Local, tot efortul Consiliului Local precedent și a executivului de a duce o documentație cu două proiecte care se află pe locul 1 și 2 în master planul național de turism, ați plăcut-o dumneavoastră, domnule. Dar lăsați, aduceți-vă aminte ce boicot ați făcut aici și să nu se prezinte consilierii locali. Adunați-vă înapoi, haideți numai... Domnul Consiliu, ați votat pentru binele localității. Nu să băgați strâmba în gard. Dar vă aminte, numai că bani s-au băgat în da. Parcul ăla, așa. De nemeritat pentru cetățenii orașului. Sigur. Așa mi-am văzut aminte. Da, o investiție de 5 milioane de euro. Care e investiția de 5 milioane, domnul? Baza de tratament. O să discutăm la diverse. Da. Da, dacă nu mai sunt discuții, o să vă rog să trecem la vot. Mai citim o dată acest proiect, numărul 3. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată împotriva HCL 6 din 31 ianuarie 2023. Soluționare, spune la articolul 1, spune se respinge ca nefondată plângerea prealabilă. Deci ca pentru respingerea ca nefondată a plângerii prealabile. Cine este pentru? Pentru și eu. 12 voturi pentru. Abține. Domnul Rusu. Și vă și argumentez abținerea. Leoleacă.
Împotrivă? Doamna, sumați de pe care sunt asumărați la votul pentru. Cred. Pe doamna Dumache? Da, cred că a indicat însă ulterior în așa. Vă rog pentru, pentru, vă rog mai indicat. Am numărat 12 voturi și 4 abține. Era cineva împotrivă? Mă scuzați, n-am întrebat împotrivă. Da, am întrebat eu și nu-i nimeni. Deci, doamna președinte, încă o dată creăm. Deci, vă rog, supunem la vot. Deci, respingerea ca nefondată, plângerea prealabilă. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Mai strigați-o, doamna. Cine se abține? Doamna Leuleacă s-a abține. Domnul Leuleacă, domnul Barna și domnul președinte. Și doresc să argumentez abținerea. Împotrivă? Vă rog să îmi dați cuvântul să îmi argumentez abținerea, doamna președinte. Da, vă dau cuvântul. Am în vedere că lumea nu are la acest proiect de hotărâre. Eu m-am abținut. Sunt consecvent în ceea ce spun și ceea ce fac. De asta m-am abținut. Deci ca să fie lămurit, dumneavoastră ați votat acum pentru respingerea plângerii prealabile. Acest lucru va fi comunicat domnului prefect împreună cu toate documentele și de astăzi și de la ședința din ianuarie și din subala o hotărâre. Mulțumim! Care la rândul lui va informa personal? Da, în funcție de informații cu atribut de cererii, se va comunica și pe tempuri, ne va comunica și nouă rezultatul verificării exercitate de către dumneavoastră. Mulțumim participanților, dacă... Proiectul de hotărâre numărul 4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, structură subordonată Consiliului Local al orașului Târgu Ocna și aprobarea organigramei și a numărului de personal. Comisiile? Comisia juridică a vins favorabil în unanimitate. Mulțumim. Discuții dacă sunt pe această temă, vă rog. Domnul primar, vă rog. Da, foarte trebuie dacă nu, să... Ar să ridicăm la... Nu, nu, hai, frate, să... Am înțeles că ești... Da. S-a ridicat o problemă, ridicată de... O problemă de îndreptare, eroare materială, pentru că în documentație, la adunare, nu s-au adunat bine cifrele și funcțiile. Nu, la grupa de intervenție nu este o grupă de intervenție, sunt 4 grupe de intervenție și erau 31 de funcții. Asta era deja, de fapt. Aici. Deci, la punctul, articolul 2, punctul 2, punct 3, punct 1, în loc de o grupă de intervenție, se spune 4 grupe de intervenție. Și atunci, dacă adunăm, se aprobă în structura organizatorică un număr de, în loc de 22 de funcții, 31 de funcții. 31 de posturi? De funcții, că nu sunt posturi. Acest serviciu este un serviciu voluntar de situații de urgență. Sunt funcții. Sunt înregistrați în acest mecanism și personal contractual, care sunt șeful serviciului și personalul conducător de autospecială, cei care sunt 5 sau 6 câți avem noi, mai avem, prin reglementările legale, ne obligă să mai avem un post de specialist de prevenire și un compartiment de prevenire. Pentru că așa este tipul de serviciu, iar aceste funcții, aceste 4 grupe de intervenție sunt formate din voluntari. Și știți foarte bine că în fiecare cartier sau în fiecare zona orașului avem pe bază de voluntariat înscriși niște persoane care atunci când se întâmplă un eveniment neplăcut, el este sunat și participă la... Bun. Da. Ei sunt voluntari sau sunt angajați? Nu. Angajați sunt doar șeful serviciului, da. Și cei care conduc mașina. Care conduc mașina și trebuie să mai avem ca și post care ar putea fi angajat. Deocamdată nu este angajat și nici nu intenționăm să angajăm șef compartiment prevenire. Pentru că situația este un post. Ce se întâmplă?
Acest serviciu public voluntar de situații de urgență la primăria Târgocna funcționează de întotdeauna. Dar, juridic, acest mecanism nu este reglementat. Dacă în cazul unei intervenții se poate întâmpla un eveniment de plătut cu o pagură materială și asta, juridic, domnule, este autorizat serviciu? Nu. Deci, practic, noi funcționăm în structura asta, deși suntem recunoscuți la nivel de județ ca structură în care ne-am implicat în toate evenimentele și locale și regionale, trebuie acum să parcurgem etapele juridice de avizare. Și de aceea, în avizare, serviciul de tip V2 presupune aceste posturi. Da. Deci sunt prinse în buget? Sigur că da. Sunt prinse. Am săptămâna trecută, acum 10 zile, cam așa, am avut verificare de la compartimentul de la ISU Bacău pe prevenire. Probabil și cei care coordonați activități economice ați fost și dumneavoastră verificați. Instituțiile școlare și tot ce înseamnă problematica aceasta de situații de urgență. Mulțumesc! Și aș vrea ca până la final să-mi exprim votul pentru proiectele inițiate de către executiv, cu excepții, cel care se cere 50.000 de lei sponsorizare, mă abțin. Se poate? Așa? Nu, domnul Dragoș, că v-am explicat. Participarea la ședință este fizică. Atunci trebuie să participați. Atunci mă declarați absent. Atunci mă voi raporta la formul de 16 consilii. Cum știți dumneavoastră? Ia ce vă ajută. Dacă nu-ți prezia, nu are... Da, vă mulțumesc. Da, la ăsta măcar ați participat la dezbate, da? Supun la vot, domnul Dragoș, supun la vot proiectul număr 4. Asta cine este pentru? Dezbate, ca să pot consemna cum trebuie. Deci pentru serviciu. Pentru serviciu. Că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pentru. 14, 8 pentru. Cine se abține? Abține? Nu e nimic. Vă rog, cine se abține? Domnul Rusu, a Paraschivei și Munteanu, 3 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 5. Proiect de hotărâre privind dizolvarea Asociației de Dezvoltare Economică Locală Moldova, ADELMO. Dacă sunt discuții la acest proiect, vă rog. Dacă, probabil, a studiat documentația, dacă nu sunt discuții, o să trecem la avizul comisiei. Comisia la 6 suntem? La 5, Comisia Economică. Dar, domnul Dragoș, cine este secretarul Comisiei Juridice? Domnul Paraschile, vă rog, prezentați avizele Comisiei Juridice. La 5. La delul nostru. Retrage la delul. Avizul este favorabil cu 7 voturi pentru din 7 prezenți. Mulțumim frumos. Cu drag. Discuții sunt? Dacă nu sunt discuții, o să trecem la vot. Cine este pentru dizolvarea asociației? Vă dizolv, vă dumneavoastră. Unanimitate, da? Da. Pentru. Unanimitate. Unanimitate, proiectul a fost adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința AGA, SECE, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, convocată în data de 20.04.2023. Raport de avizare, Comisia Juridică? Comisia Juridică a avizat favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumim! Mulțumim! Discuții pe această temă? Da, vă rog. Da, am cerut și în ședința trecută, ca domnul primar să ne informeze cu ce s-a votat și ce s-a stabilit în ședințele la care ne reprezintă. Păi s-a votat?
am votat exact cum am fost împuternicit de Consiliul Local. Cu pentru și pe... Ce anume? N-am înțeles. Ce anume? Conform ordinii de zi, care a fost pusă și la material, la de fiecare dată. Și, de și ce acum... Trebuie, de ce trebuie să votați neapărat pentru de fiecare? Pentru că dumneavoastră m-ați împuternici și domnul. Dar de ce pentru, domnul? Puteți vota și împotrivă dacă interesele cetățenilor. Eu cred că n-ați citit foarte bine material, domnul. Deci mereu trebuie să votați pentru. Domnul, puternici să votați pentru. Domnul consilier, eu vă citesc încă o dată. Consiliul Local al orașului Târgu Ocna, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a acționarului SECE Compania de Apă, acordă mandat special domnului primar, reprezentantul său legal, să voteze pentru proiectele care fac obiectul ședinței adunării generale convocată în data de 24 și comunicate prin adresa după cum urmează. Aprobarea declanșării, împuternicirea și toate celelalte. Păi cum adică dumneavoastră mă împuterniciți pentru și eu mă duc și votez împotrivă? Cum? Astăzi să votăm pentru. Nu, este materialul pe care eu l-am inițiat. Păi acum dacă dumneavoastră votați respingerea acestui material sau împotrivă, atunci va fi așa. Consiliul Local în calitate de se schimbă forma și va fi să voteze împotriva proiectului care face obiectul ce și nu mă spun, domnul. Dar acest material mulțumim. Are ca deci gravul, vrea să declanșeze administrator, da? Și este pentru declanșarea procedurii. Procedură pe care o urmăm și noi în Consiliul Local. Dumneavoastră, nu putem ziceți pe domnul primar, acum vorbesc de acest material, ca dânsul să voteze pentru declanșarea acestei proceduri. Asta este obiectul acestui material. Dacă dumneavoastră vreți să nu putem ziceți să voteze împotriva declanșării acestei proceduri, votați împotrivă sau propuneți acest lucru. Domnul primar, analizând atâta timp cât dânsul este inițiator, dânsul propune cum dorește dânsul pe bază metodelor și a materialului prezentate la dosar. Nu cum doresc eu, cum este legal. Că nu poți, odată ce ești acționat la o formă juridică, pe care o faci nu poți să doresc eu doresc să nu dau, încep o procedură juridică. Păi și societatea cum va fi administrată? Dacă mai doriți să mai interveniți, trecem la vot. Cine este pentru? Votați pentru, doamna Dumnezeu? Și domnul Ciurana. S-a votat în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local conform anului 2023 ce se vor efectua de către beneficiarii de ajutor social conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Comisia juridică, vă rog. Comisia juridică a dislat favorabil cu 5 voturi pentru și 2 împotrivă. Comisia pentru urbanism? A fost favorabil unanimitate. Mulțumim. Discuții la acest proiect de hotărâre. Vă rog, domnul Măciucă. În fiecare an votăm acest plan, dar nu vedem nici de la an la an să am avea o calitate și a ști cum aceste persoane care beneficiază de ajutor social vin lucrările sunt trecute la secret, nu știm cine, unde sunt, unde pot fi găsiți. De exemplu, la primărie, la Mărgești, am mai zis-o și în ședința de poliție, este foarte transparent, știe unde se găsește fiecare, câte ore are alocate, în ce dată și așa mai departe. Aici este ambigu totul, adică îl votăm, dar nu știm efectiv ce se întâmplă. Sinceră să fiu, eu i-am întâlnit pe străzi, făcând curățenie pe cei de la 416, ca niciodată, de în trecut nu îi vedeam, dar acum chiar i-am văzut pe străzi măturând, adunând tot felul de gunoaie, tufișuri și nu mai știu ce. Dacă am înțeles că avem pe cineva care răspunde de cei de la 416, dacă vreți să interveniți? Spune ce activitate o desfășurat. Vă rog frumos, domnul Bogdan, puteți interveni să spuneți ceva? Nu, sau nu, 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 nu,
și domnule consilier, noi astăzi aprobăm planul de lucrări de interes local, ce se va desfășura în 2023. Este un regulament cadru general în care nominalizăm niște lucrări și niște sectoare în care beneficiarii venitului minim garantat, funcție de orele care le au fiecare, ținând cont de statutul social, trebuie să le execute. Pentru că noi nu putem să ducem un personal de la ajutorul, de la venitul minim garantat, să presteze o activitate pe raza orașului într-un alt spațiu decât sunt nominalizate acestea. Iar la nivelul localității se întâmplă două activități. Sunt activități care le execută executivul primăriei. Și gestionarea orelor și a persoanelor și stabilirea locațiilor și stabilirea activităților care se fac, funcție de sezon, o face executivul și sunt nominalizate toate lucrările și în spate, cu ore, cu pontaje, cu urmărire, cu reguli de protecția muncii, cu echipament acolo de care este nevoie, cizmă, mănușă, salopetă, cu uneltele care le cumpărăm noi și gestionăm noi. Iar activitatea sece, salubritate, sece cupte sa, este altceva. Da, la un anumit moment, dacă ei nu au capacitatea să facă, intervenim noi. Dar dacă am intervenit noi, nu sunt de contări către societate, iar dacă a făcut societatea, nu am intervenit noi. Nu amestecăm lucrurile. Iar faptul că, poate datorită programului dumneavoastră de lucru, nu vedeți la nivel de localitate, îmi pare rău. Eu cred că în fiecare zi vedeți și pe canalele de socializare, dar la un moment dat am oprit să le mai punem în fiecare zi, că numai asta facem, că nu suntem chiar o localitate atât de mizerabilă ca să arătăm că noi numai măturăm. Dar toată întreținerea zonelor publice, pe care tot locuitorii noștri uneori încalcă normele, se fac. Și cu ei strângem tot ce strângem, curățăm albia râului, albia râurilor din oraș, spațiile verzi, zonele, tot ce înseamnă administrarea serviciului de toaletă publică de la piață, gratuit, acolo există personal care face întreținere. Perioada de vară la piscină, activitatea de curățenie, de curățenie este făcută cu personal din, prin rotație și i-ați întâlnit acolo. Izvoarele, atât că nu pot să facă personalul angajat, acolo avem un singur om. Și alte și alte activități. Și i-ați găsit. Iar de-aia aici nu sunt ore. Pentru că eu nu am acum în acest plan general ce știu eu în luna mai, dacă s-a găsit, trebuie strâns sau nu trebuie strâns. La moment se face lunar. Lăsați! Cum se face? Lunar. Păi și noi le avem lunar. Dar noi aceste... Sunt afișate. Domnul consilier, noi aceste documente... În sprijinul transparenței... Numai în momentul. În sprijinul transparenței noastră. Că și așa sunt discuții că se lucrează în particular la cei din primărie și așa mai departe. Dar având o transparență și scrierea publică, unde sunt și... Vă rog să faceți public acum, dacă la cine a lucrat acasă sau la nu fac public. Păi, dar dacă sunt tot discuții, cu noi, discuții, domnul primar. Discuții. Și dacă dumneavoastră opune transparenței, lumea poate să eu discute. Nu mă opun transparenței, și eu... Și bine că așa a fost. Lăsați. Da? Eu vă transmit că documentele sunt centralizate și sunt expuse instituțiilor verificatoare. Pentru că știți foarte bine că drepturile ajutorului social nu le dăm noi. Ele vin printr-un mecanism de la Ministerul Muncii și drepturile se ridică de la instituția poștei, iar ca să ajungă acele drepturi, în spate sunt niște pontaje. Sunt niște drepturi care se stabilesc. Și știți foarte bine că am instituit cel care nu vine să facă orele, nu primește. Și este scos. Și știți foarte bine că au venit și la dumneavoastră să spună, a, domnule, că aveam 3 ore, că nu aveam 3 ore. Nu am făcut niciun rabat, așa cum dumneavoastră vă treziți dimineața și plecați la locul de muncă și eu la fel, și cel care dorește să primească acel ajutor al statului român, trebuie să presteze acea activitate. Ieri am descărcat 2 tiruri de acele pachete care vin pentru persoanele cu dizabilități și alte categorii. Da, curățenie la cimitir, curățenie la activitățile alea care se fac când tot un locuitor al nostru solicită, știu eu, ceva la cimitir, când, știți foarte bine, decedează cineva fără aparținător. Și toate serviciile alea care se întâmplă acolo, tot dumnealor le fac. De săpat, de cărat, de curățat, de ce se mai întâmplă acolo. Mulțumesc! Dacă mai vreți mai interveniți, dacă nu, o să supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Pentru.
Pentru abțineri? Împotrivă? Domnul Ociucă, împotrivă. Cum menționează, în hârtii stăm foarte bine, în realitate stăm foarte prost. Părerea mea. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritatea voturilor, cu împotrivă. Da. Vom trece la proiectul de hotărâre numărul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Târgu Jiu, 4 HCL 96 din 27.10.2022. Comisia juridică? Comisia juridică favorabil cu 6 voturi. Comisia urbanism? La fel, favorabil unanimitate. Din 7 prezenți. Mulțumesc, domnul Comisia juridică, mulțumesc. Așa, Comisia pentru studii și prognoze economice sociale, 5 voturi pentru din 5 exprimate. Discuții, dacă sunt la acest proiect, vă rog. Deci, practic, acest proiect, odată cu schimbarea formulelor de calcul, reglementează, așa cum este trecut și la articolul 1, valoarea finală de vânzare a locuinței reprezintă. Valoarea de vânzare a locuinței va fi diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din contul cuantum închiriei, reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii reținută și toată prezentarea legală. Suntem încă cu un pas spre a lua decizia finală de a pune în vânzare către chiriașii care își doresc lucrul ăsta a spațiilor de tip ANL. Mai sunt întrebări, intervenții, atunci voi spune la vot cine este pentru. Domnul Ciurea. Pentru. Proiectul a fost adoptat, aprobat în unanimitate. Bun. Proiectul numărul 9. O să dau citire. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al orașului Târgu Ocna. Comisia pentru studii și prognoze economico-sociale, aviz favorabil, 5 voturi pentru din 5 exprimate. Discuții, vă rog, dacă sunt. Dorește cineva? Este o reglementare transmisă de către Ministerul Finanțelor. Știți foarte bine, pentru că toate sumele care se repartizează în unităților administrative pentru activitatea de învățământ sunt gestionate din sumele de TVA. Și pentru învățământul particular s-a retras această sumă din trimestrul. S-a retras 138.000 de lei aferente învățământului particular acreditat în grădinia Grădinița Maria Domnului. Probabil în formule de calcul făcute la începutul anului sau când s-a previzionat bugetul 2023, s-a luat în calcul alte elemente și acum echilibrează bugetul. Nu înțeles. Dacă nu mai sunt discuții, o să supun aprobării. Cine este pentru? Domnul Ciurea, pentru. Abțineri? Domnul Măciucă. Împotrivă, nu mai sunt. Proiectul a fost adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea listelor de inventar, cuprinzând mijloacele fixe și obiectele de inventar, bunuri de retur, aparținând domeniului public și privat al orașului Târgu Ocna, aferente serviciului public de salubrizare, delegat de către SECE Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. Comisia? A avizat favorabil, 7 voturi pentru, din 7 exprimate. Mulțumesc. Comisia pentru urbanism? Aviz favorabil la limitate. Comisia pentru studii și prognoze economico-sociale a aprobat 5 voturi pentru din 5 exprimate. Discuții, vă rog, dacă sunt la acest proiect, la proiectul numărul 10.
Dacă vreți să dați ceva de păi, da. Activitatea de salubrizare, practic, transferăm, s-a schimbat acțional. Comisia de administrație, transferăm o parte de bunuri. Ele au revenit proprietarului Consiliului Local, juridic, după care acum le transferăm înapoi la operator și sunt acele anexe 1, 2, 3 și 4 și avem ultima anexă în care apar niște mijloace de lucru datorită stării materiale, stare fizice și de funcționalitate, le propunem spre casare. Da. Dacă vreți să mai interveniți, dacă nu supunem la vot acest proiect, cine este pentru? Pentru. În unanimitate. S-a votat proiectul de hotărâre numărul 10 a fost adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocru. Comisiile, Comisia Juridică, vă rog. Comisia Juridică... 11 puncte. Da. Azi a favorat cu 6 voturi. Comisia pentru Urbanism. Comisia favorabilă la limitare. Comisia pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale. Aviz favorabil, 5 voturi pentru. Discuții pe această temă? Nu sunt discuții. Vom trece. Supunem la vot. Aveți? Nu. Supunem la vot dacă nu sunt discuții. Cine este pentru? Pentru. S-a aprobat în unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului intitulat Festival Istoric Antic și Medieval, ediția 1. Comisia Juridică, vă rog. Comisia Juridică a dat nefavorabil cu 2 voturi pentru și 5 abțineri. Mulțumesc. Comisia pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale, 4 voturi pentru și 1 o abținere. Aviz favorabil. Discuții, vă rog, dacă sunt pe această temă. Domnul consilier Măciucă, vă rog. Observ cu îngrijorare cum dăm 50.000 de lei cu marghețe, în timp ce cu trotuarele din centru stă, nu se adună afa și cetățenii trebuie să ocolească, să plouă, să, nu știu, să traverseze să, pe cealaltă parte. Observ când dăm 50.000 pentru o inițiativă a domnului primar, da? Și mausoleile noastre rămân, se degradează pe zi ce trece. Da? Noi, ca și comunitate, nu reușim să ne refacem puțin lucrurile care sunt stăpânate în oraș și dăm foarte, foarte mulți bani pe lucruri care vin, trec și nu ne sunt de folos, după părerea mea. Deci dacă ar putea domnul primar să facă fără buget, nu potrivit, absolut deloc. S-a mai făcut, a mai fost și zilele orașului făcute fără buget și nu a fost nicio problemă. A ieșit chiar bine. Da? O sumă de 50.000 mi se pare foarte mare. Da? Plus achiziționarea de utilaj de second hand iar 30.000 de euro și tot așa. Sunt foarte mulți bani care se duc pe apa sâmbete. Nu ne întâlnim cu ei. Nu se duc unde trebuie. Mulțumesc frumos! Mai sunt... vă rog, domnul Munteanu. Sunt de părere că orașul nostru are nevoie de anumite evenimente pentru a crea o atmosferă pentru turiști și să ieșim și noi în evidență cu niște lucruri pozitive, nu numai cu lucruri negative. Dar cum credeți, cum a venit cu ideea aceasta, sau cum a venit cu ideea aceasta de festival istoric, antic și medieval? În general, lumea este obișnuită să meargă la aceste festivaluri, la Sibiu, Sighișoara, Alba Iulia, în zonele acelea.
Cum de-am ajuns, sau cine a venit cu această ofertă sau cu această propunere? Totodată aș vrea să vă, să vă întreb, de ce nu se reia călătorii între cer și pământ? Evenimentul nostru, unul dintre evenimentele care au fost foarte bine organizate și cu un impact destul de mare la, la public și care aș putea să spun că le-a caracterizat mai mult. Pentru că avem o mină de sare, avem și un munte foarte frumos de noi, am putea să le îmbinăm, na, nu știu. Ați vrea să puteți dați un răspuns, domnul primar? Vă rog. Viața unei comunități este, așa cum spunea și domnul consilier, compusă nu numai din infrastructură, ci mai există și din partea de cultură, de istorie, de artă, de frumos, de spectacol, de bună dispoziție. Și am încercat să identificăm diverse manifestări cu diverse caractere și cu diverse teme pentru a ieși un pic din tipicul acela festival doar de un anumit gen. Și vedeți, și la Centrul Cultural de la Ion Talianu încercăm să aducem periodic diverse manifestări artistice. Am avut și organizare de târg de sărbători de Crăciun, am avut și organizare de eveniment de prezentare a mașinilor de epocă și mașinile modernizate sau știu eu, accesorizate. Și acum a apărut această idee pentru că și Târgu Ocna prezintă o zonă în care din cele mai vechi timpuri. Pornim de aici de la, și vrem ca să dezvoltăm și această atractivitate turistică și să o punem în valoare situl arheologic de la Târgu Ocna, de pe dealul Tisești, acea cetate dacică a dacilor libere, Utidava. Ei, ea nu poate fi pusă în valoare, sau așa am gândit noi, că trebuie să o prezentăm printr-un eveniment. Să facem un festival antic, istoric antic, în Parcul Măgura, în care specialiști în această artă să vină și să prezinte pentru generațiile și pentru turiști aflați în stațiune acest moment. Este vorba de organizarea unei zile. Am venit în parteneriat pentru că un astfel de eveniment să aduci acei oameni care evoluează presupun niște costuri. Și atunci am găsit o soluție să împărțim aceste costuri de transport și de cazare cu o altă unitate administrativă teritorială, e vorba de unitatea administrativă teritorială Gura Văii, în care și ei acolo au o zonă istorică și știm foarte bine că se învecinează cu zona în care domnitorul Moldovei Ștefan cel Mare a avut un istoric. Și atunci am zis, hai să facem un astfel de eveniment și la Târgu Ocna. De ce sursă de unde sursa de finanțare? Nu putem amesteca surse de finanțare. Cele care au rolul pe infrastructură, au pe infrastructură, iar ceea ce înseamnă dezvoltare și promovare turistică se finanțează din acea taxă turistică care plătește fiecare turist care vine la Târgu Ocna. Și o distribuim și pe un spectacol de folclor, și pe un spectacol competițional, și pe un spectacol de genul acesta de tradiții și arte. Aceeași sumă o alocă și Consiliul Local Gura Văii pentru o zi de evoluție. Ei organizează evenimentul sâmbătă, noi organizăm duminică. Pentru că anul trecut au fost primul eveniment al lor și au avut două zile și atunci am încercat să îmbinăm acest lucru. Ne-am dorit să avem cât mai multe evenimente. Iar acum suntem în discuții cu organizatorul, acea asociație care a făcut călătorie între cer și pământ. Proprietarii acelei asociații au fost plecați în alte locații decât România în anii precedenți și știm foarte bine că anul trecut am venit cu un proiect de hotărâre pentru manifestarea aceasta și nu s-a votat. Eu sper că anul ăsta suntem în discuții cu ei. Ei încearcă să introducă în calendarul competițional al acestui sport pe două roți și să ne propună o dată, probabil în zona de soare. Și vom veni la momentul respectiv, când avem toate lucrurile strânse, să o promovăm din nou. Și sper că de data asta să treacă evenimentul. E un alt tip de abordare. De aceea venim cu modelul acesta de proiect. Dau cuvântul domnului.
A spus foarte bine cu piesele de teatru. E ceva mai nou în oraș în ultimii ani. A fost o lângezeală atâți ani acolo, fără evenimente culturale. Deci vreau să vă întreb, primăria participă cu bani la onorariu actorilor sau... Avem două tipuri de abordări. Cele mai multe au funcționat prin vânzarea biletelor. Da, s-au vândut biletele și s-au strâns onorariile și au fost... Dacă în sala aia aproape goală... Aici este problema că au fost câteva evenimente când oameni de marcă și au fost și de spectacol, au venit în orașul Târgovna, datorită faptului că nu s-au vândut biletele sau ceva s-a întâmplat, n-am fi putut să nu onorăm spectacolul. Adică am fi putut varianta să închidem și spunem, ne pare rău, vă restituim sumele strânse, din puținele bilete, sau să facem un parteneriat și din această taxă de promovare a localității să susținem minimum de onorare. Și cât ar fi asta? Ce anume? Cât a susținut? Nu știu, a fost pe evenimente. 3.000 de lei, 2.000 de lei, nu știu, 5.000 de lei. Pe aici vreau să ajung. Deci de asta banii pe asta cu evenimentul ăsta veți putea susține 10 piese de teatru, care mi se pare un impact mult mai mare decât să cheltuiți în 8 ore 50.000. Asta. Da. Într-o zi, în 8 ore, ați cheltuit 50.000 și ați putea susține 10 piese de teatru care poate nu ar avea succes la public, dar eventul cultural rămâne. Deci, practic... Putem să abordăm și acest lucru și să facem un calendar al evenimentelor de tip piese de teatru. Ne trecem într-un proiect atunci când construim un buget. Știm că o dată pe trimestru Consiliul Local finanțează un eveniment. Până acum n-ați trecut cheltuielile cu teatru prin Consiliul Local, nici nu e nevoie. Le-am avut aprinsă în buget. Da. Acum este destul de dificil, pentru că știți foarte bine, zona asta a culturii nu poți să o cuantifici și nu poți să o echilibrezi. Nu, fiecare cu gustul lui. Nu asta, dar și valoarea celor care evoluează acolo. Da, pentru că, uitați, și o piesă de teatru sau un spectacol cu artiști bine cotați pe piață au alte costuri față de artiști care sunt din teatrele de, știu eu, municipale, regionale. Păi aici vreau să ajung. Deci mi se pare o sumă mult mai prea mare cheltuit într-un timp foarte scurt. Am putea susține 10 piese de teatru în banii ăștia. Deci, eu am venit și v-am prezentat același buget pe care l-a și niciun leu în plus, și nicio sarcină în plus sau în minus față de vecinii noștri și am spus, domnule, hai să venim și noi cu un proiect de genul acesta. N-am pus nici în plus, nici în minus. Dacă o comunitate de tip comună a încercat și încearcă să promoveze partea istorică a zonei noastre, hai să încercăm și noi, ca și localitate, stațiune turistică cu... La desfășurarea de forțe, că sunt vreo 50 de oameni care trebuie să stea, nu e o sumă mare, nu pare o sumă mare, dar de când am putea face, de exemplu, 10 piese de teatru, sau poate... Da. Și de asta eu să mă abțin la punctul ăsta. Mulțumesc. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Eu mă bucur că mai sunt astfel de inițiative, pentru că în ultimii ani nu s-a aprobat nici ziua orașului. Noi mergem la Dărmănești, la Dofteana, care au bani la Comănești, la Măinești, la Onești. Mergem, dar noi în acest oraș nu putem să organizăm, că nu avem bani niciodată. Oare chiar locuitorii ăștia din oraș nu au dreptul și ei la un spectacol, în aer liber, la ceva, copii, nepoții, bani găsim pentru multe altele, dar pentru oamenii acestui oraș să iasă și ei, să bea o bere, un mic, o ceva, niciodată. Trebuie să mergem din zilele Dărmăneștiului, la Dărmănești, la Comănești, la Măinești, pentru că noi nu putem organiza absolut nimic. În ultima perioadă, așa s-a întâmplat, așa decizia a luat Consiliul Local. Eu vă rog să reanalizați toate acestea și dacă să găsesc acești bani în buget și să pot aloca, bine ar fi și pe 21 mai să facem un eveniment, și pentru Teatrul 2-3 să veniți cu un proiect de hotărâri, chiar vă rog, și pentru zilele orașului, ca să mai ieșim și noi, să mai socializăm, să ne mai vedem, să lumea să simtă bine, nu numai să li cerim dări și toate astea și noi să nu li dăm nimic în schimb. Mulțumesc!
Mai sunt discuții pe această temă? Dacă nu, voi supune la vot. Cine este pentru? Șase voturi pentru. Abțineri? Abțineri. Mențiunea, că aș vrea să văd multe evenimente făcute în orașul Târgovna, făcute de salariații casei de cultură, că avem posibilități și sunt și salariați. Da, exact. Se legânde la Doară, se legânde la Țambal. Care Țambal? Da? Care Țambal? Care Țambal? Care Țambal? Care Țambal? Care Țambal? Haideți, vă rog, să dezvoltăm subiectul ăsta, că tot de fiecare dată spuneți de acest Țambal. Păi haideți. Ne propună să domnul consilier. Se urmăște mintele? Domnul consilier, dacă îmi permiteți. Dacă masa de invitație țineți minte? Domnul consilier, dacă îmi permiteți. În inventarul centrului cultural Ion Talian, nu există un obiect de inventar sau mijloc fix, așa. Bum! Ne-a indus în eroare, dar nu poți să prima. Aia, bine. Și? Punem din nou caseta, să vedeți? Păi puneți-o. Înregistrarea? Puneți-o. Da. 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 Vedeți? Pe de o parte ne dorim să facem evenimente. Da. Iar când venim cu propunerea, se analizează și se dispune lucrul ăsta. Da. Proiectul de hotărâre nu a trecut, nu a fost adoptat. Trecem la următorul punct. O să mergem la bura voi. Era un rând, domnule primar, ca de la bura voi să ăla a doua zi la noi. Era foarte rând, să știți. Ce să vedem? O piele din lup în cap, una de oaie, niște sări de lemni. Dumneavoastră se făcea de măi. Iar dumneavoastră ați dat 10.000 de euro. 10.000 de euro. Sunt banii cetățenilor. Domnule consilier, nu sunt banii cetățenilor. Faceți zilele orașului. Faceți zilele orașului. Cum să dai dumneavoastră? Să fie frații noștri din afară care vin în vacanță săraci, că muncești și adus banii aici. Nu se face dumneavoastră și o cu gură primarie de la Gura Văie. Am, vreau să spun mai înainte, dar e mai bine ca să... Dacă îmi permite, domnul consilier, arta și tradiția românească, asta reprezintă... Dar face și ceva frumos. Păi ce înseamnă frumos, domnul consilier? Ceva din Târgovna, ca să facă care se lege, costa ochii negri, cea mai... Ce să face? Dar ce să ne luăm după... Haideți să nu ne legăm de numele... Lăsați. Dar face și dumneavoastră ceva nou, aduceți ceva nou. Poate ne spuneți ceva de sat, aia de la Casa de Cultură care s-a furat. Tot mă stau și... E absolut, chiar ia spuneți acum, ce știți de sat? Ce știți despre ea? Este recuperată. Da? Bravo. Da, mulțumim. Și cine ce vă așteptați? Păi cine a luat-o? Păi tot nu știu cine a luat-o. Cine a luat-o? Ia spuneți dumneavoastră cine a luat-o. Haideți să, dacă tot... Nu mai aruncați cu jumătăți de măsură, domnul consilier. Dar nu le arunc, dar... De ce lițeniți ascuns? Ce am ținut ascuns? Ce am ținut? Păi hai să vedem. A apărut un personaj? Deci nu mai nu doar aruncați așa cu jumătate de măsură. Lăsați-mă să mergem. Păi mergem. O să mergem și la festival de date, da, și de obiceiuri și de alea. Ce să facem? Nu e o problemă. Trecem la punctul numărul 14. Încă o dată să fac precizarea. Acest eveniment nu era susținut din taxele și impozitele locale, ci era susținut din taxa de promovare turistică, care o plătim ca și turist în fiecare localitate. Deci vreau să se consemneze foarte clar lucrul ăsta și să nu mai deformăm spusele unora. Ați găsut bani în altă parte. Bun. Da, domnul Barna, vă rog frumos. Asta, cred că tot am arătat la aici, nu puține proiecte sau realizat cu vote consiliul local, inclusiv unanimitate, și au fost invitați altcei. Au avut consiliul local, dar am avut rețele socializare, când l-am domnul primar, pot. N-am fost invitat nimeni. Băi, de data aceea sunt ce vrea să vină la plata copac. Poate că era 1, 2, 3, fără ceea ce l-am cheamat.
Da, da, n-am înțeles invitația, dar mă rog. Vreți să Invitați Consiliul Local. Orașul Târgoviște, prin site-ul instituției oficial, face public toate evenimentele care au loc. Participarea la un eveniment ca și voluntar sau ca și participant este atributul și, până la urmă, opțiunea fiecărui locuitor. Păi cu ce? Cum să fie? Eu gestionez activitatea executivului, domnul consilier. Eu gestionez activitatea executivului. Nu pe a dumneavoastră. Dumneavoastră participați, dar citoriți dumneavoastră să participați. Dacă vreți să vă implicați sau dacă nu vreți. Trecem la punctul numărul 14, raport privind starea economico-socială și... 13. Să-l spați că e numărul drag. Era cel mai important. Dar merge și nu-i să etajul 13. Tu ai de fel. Și atunci așa punctul, făcut la fel. Punctul numărul 13 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului a proprietarilor de locuințe care au instalat sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice, sisteme ecologice certificate de colectare și tratare apelor uzate, rezultate din consumul propriu și panouri solare pentru producerea apei calde. Inițiator, domnul consilier Barna Cristian. Eu vreau să vă spun că retrag amendamentul constituit de executiv. Mulțumim, domnul primar. Și vom veni cu un material de ședință dintr-un proiect de hotărâre. Bun. Raport de avizare. Comisia juridică. Comisia juridică a avizat favorabil cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Comisia de urbanism a avizat favorabil și cu amendament cu 4 voturi pentru și unul împotriv. Cu ăsta care tocmai l-a retras. Da? Proiectul inițial, în forma inițială, deci, comisia juridică. Comisia juridică, amendamentul a fost respins. Da. Și s-a votat cu 5 voturi pentru 2 abțineri. Proiectul inițial. În comisia de urbanism, amendamentul a fost aprobat cu 4 voturi pentru și unul împotrivă și proiect de hotărâre cu acest amendament. Deci a fost aprobat în comisia juridică. De urbanism. Mulțumesc. Comisia pentru studii și prognoze economico-sociale, 2 voturi pentru, 3 abțineri, aviz nefavorabil. Discuții pe această temă, vă rog, domnul... Dacă la punctul legat de domnul de investitare de la fostul IPP, m-am scuzat oarecum că sunt inginer și vreau informații suplimentare juridice pentru și ce votez, aici e un argument că sunt inginer, plus că chiar am o anumită activitate în domeniul ăsta, energiei regenerabile. Deci știu despre ce e vorba. Eu vreau să mă refer și la amendament și la această... Nu mai există, oricum ar fi, hotărârea mi se pare incompletă, inutilă și chiar discriminatorie. Chiar vorbeam în comisie și domnul Munteanu a remarcat că e discriminatorii pentru că se adresează numai persoanelor fizice, dar și persoane juridice care investesc în astea ar putea fi scutite de impozit. Mai ales că investiția la persoane juridice este infinit mai mare decât la persoane fizice. Eu o consider și inutilă pentru că și că stimulează montarea de panouri fotovoltaice, dar o investiție ca asta e cel puțin 2000 de euro kilowattul instalat, deci 20-30.000 de euro. Și nu cred că dacă noi îl ajutăm cu 200 de lei cât e impozitul sau 300, 1%, deci cineva va, doamne, îmi dă UAT-ul 1%, gata, m-a spus de investit în panourile astea fotovoltaice. Deci e inutil, nu va avea niciun efect. Și 3, dacă tot e să o facem și bine să o facem, și în fel și s-a gândit la asta, este și incompletă, pentru că s-a scăpat poate cel mai important element, pompele de căldură, care ele, în tandem cu panourile solare, vor asigura viitoarea încălzirea locuinților. Știți că Uniunea Europeană vrea să interzică panourile centrale pe combustibil gazos. Și acest tandem, corelat cu panourile solare, vor asigura încălzirea și apa caldă pe viitor. Sigur că e un pic nerealist, pentru că investiția asta e cam un miliard lei vechi, nu știu cine ar putea să o facă, dar așa se vrea viitor. Ceva legat ca și cu mașinile electrice. Deci,
e discriminatorie, e inutilă și incompletă. Voi vota o asemenea hotărâre dacă vor fi prinse și pompele de căldură și dacă vor fi prinse și societățile comerciale, persoane juridice, chiar dacă, repet, o considerare inutilă, nu știu cine va face o investiție cu ajutor de 1% de la... Până la urmă, rolul puterii locale nu este investească în ecologie, că nu poate, e tot rolul guvernului, tot rolul programelor europene, tot rolul AFM-ului, adunșeția fondului de mediu. Noi suntem prea mici, nu cred că putem. Dar, repet, voi vota această hotărâre, dacă o completăm cu astea, cu elementele astea, vom vota să fie acolo, că nu, nu cred că se va lega cineva de ea. Dar aș sugera și aș ruga executivul să încerce să prindă programe, cum a prins Comăneștiul, iar dăm exemplu, Comăneștiul cu un parc de panouri fotovoltaice, la noi e și mai cald un pic decât acolo, deci dacă ar prinde programe de astea pentru iluminatul public, ar fi un ajutor, deci să devină prosumator cu ateu sau ceva. Deci, mai e de lucru un pic la hotărârea asta și poate data, și data viitoare o să o votez. Acum am alții. Mulțumesc. Domnul Barna, vreți să susțineți proiectul? Da, pompele de căldură nu erau decât din cotul fiscal, este o prevedere din cotul fiscal. Scrie creșterea performanței energetice. Intră și panouri solare și pompele de căldură și toate la astea. Deci crește deci este făcut, nu sunt nominalizate separat. Guvernul României a dat posibilitatea să fie scutite de impozite pe un cont fiscal. Da, da, da. Și cu contul fiscal nu dorește. Sunt și unele orașe care au... La agenții economici nu scrie nicăieri. Pentru agenții economici. Normal, că investiția e mai altă. Dar nu spune nicăieri. De cont fiscal nu scrie. Deci uitor nu luate capul și nu pare. Dacă noi, dacă noi juridic putem adăuga și agenții economici, ce să ne adăugăm? Deci, au fost programe de scutire de impozite că s-au avantajat un termopan? Aceea este problemă. Mașinile electrice sau hibrid sunt scutite pe proprietate? Sau au fost scutul fiscal? Asta pentru că nu poluiază, domnule. Dar ce ascultați-mă, vă rog. Dar cu fiscalul asta pentru că nu poluiază, dar ce avantaj avem noi, cu ce beneficiem noi ca o luate de, trebuie să scutim pe acel proprietar de impozite și de impozit pe clădire. Noi beneficiem cu ceva? Nu. El își montează panoul panoul solare, produce energie și mai plătește ei omului. Sau și câștigă. El câștigă. Și treaba are o atenție să scutească impozite. Domnul consilier, și să luăm jucatul de a și retras amendamentul, pentru că perfect adevărat are, are ideea domnului consilier. Lucrurile astea de a susține, de a acorda subvenții sau acorda de anumite facilități, trebuie să le analizăm atunci când analizăm impozite și taxe locale. Asta pe de o parte. Iar trebuie să facem o distinție foarte clară și în ceea ce privește dubla finanțare. Păi nu putem să iei pe două mâini. Dacă ai obținut un program național și ai obținut de acolo un bonus sau o finanțare, nu poți să mai iei, pentru că intrăm sub alte incidențe. Și atunci, n-aș vrea să... aș dori ca inițiatorii proiecte de hotărâre, așa cum noi le ducem pe actul normativ și celelalte, celelalte proiecte, să fie susținute. Nu luate așa de pe internet, am copiat ceva acolo, nu contează. Și apoi trebuie să ne plângeți că Consiliul Local nu a vrut. Ați văzut? Imediat. Știre. Nu apucăm să închidem ședința. Consiliul Local nu a vrut să aprobe subvenția la cei care fac. Dar nu, nici nu avem cum să diferențiem, eu votez. Adică... Eu sunt de acord cu ce cu propunerea, dar trebuie format altfel. Adică promovarea asta până la... Așa ne trezim cu 1000 de cereri, dumne, mi-am pus unul din asta de... Nu știu dacă e în regulă. Dacă tot așa... Domnul președinte, domnul inițiator, vreți la acest proiect cu școli completați? Nu vreți? Finanțăm pentru realizare de parcuri pentru orice energie electrice din surse regenerabile prin autoconsum. Pentru primării. Și asta spuneam și eu. Nu, mă refer la consiliere. Citiți foarte consiliere. Că ia o spuneți că primăria executivul nu vrea sau nu face. Ia spuneți acum, care sunt condițiile? Păi, primul venit, 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 primul venit,
care sunt condițiile? Condiții să fii la existența unui drum acolo, să ai o suprafață de teren, să fii într-o o posibilă linie de înaltă tensiune ca să te poți să faci de acord. Păi nu știu. Ia vedem. Adică, haideți să nu mai aducăm acum, venim repede cu niște postări din astea, apreciem membru Consiliului Local, partidul ABC, iar CDE n-au votat. Noi nu avem niciodată să venim să aruncăm cine și cum a votat. Am respectat hotărârea, dacă a fost pentru, am respectat, dacă a fost împotrivă, a fost hotărârea Consiliului Local. Nu ăla sau ăla. Dar noastră, cam așa funcționează. Mai sunt discuții pe această temă? Dacă nu supun la vot acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Cine este pentru? Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 14. Raport privind starea economică specială și de mediu a orașului Târgu Ocna pentru anul 2022. O să rog... Raportul a fost publicat pe site-ul oficial al instituției primăriei. Este un material, un material elaborat în care acolo prezentăm, așa cum s-a dezvoltat localitatea, pe principalele componente, pe infrastructură, pe social, pe activitatea instituției. E doar un raport. Legiuitorul spune că până la finalul lunii martie trebuie acest raport postat și locuitorii vor aprecia sau vor lua act de ceea ce a făcut autoritatea locală într-un timp de un an de zile. Sunt investițiile, toate investițiile și-au urmat cursul, chiar dacă traversăm o perioadă dificilă financiar, cu plăci și cu finanțări, alături de investițiile cele aflate pe rol, am deschis și investiții noi, am accesat orice proiect care a putut fi sustenabil pentru localitatea Târgu Ocna, am depus și cu consultanți sau și fără consultanți, am redepus și evoluția proiectului, o vedeți și dumneavoastră în stradă. Am traversat și perioada de iarnă, vedeți că acum dacă vremea a permis, s-au reluat motoarele în forță, constructorii își fac treaba, pe valorificare turistică se lucrează la capacitate, pe școala numărul 1 se încheie acum și avem luni recepția în ceea ce înseamnă obiectivul de construire. Mai sunt două loturi care se află în licitație pentru niște echipamente care trebuie să sosească, au fost mai multe runde de licitații în care nu s-au înscris furnizori. La școala numărul 2, licitația este aproape de finalizare. Ultimul raport a venit și astăzi. Raportul procedurii astăzi se scrie, cred că în câteva zile după ce expiră timpul de potențiale contestații, se încheie și licitația aceasta și constructorul desemnat va primi, asocierea constructor și proiectant va primi ordinul de începere lucrări și proiectare și ulterior lucrări. La creșă se lucrează, ați văzut, s-a turnat partea de fundație, s-a turnat planul de parter și acum se toarnă stâlpii de rezistență. Celelalte lucrări sunt... am translatat tot ce înseamnă, dar o să discutăm seara la rezidență. Da. Mulțumim, domnule. S-a predat amplasamentul la investiția celor trei străzi, Cărămitării, Cimitir și Viitorului. Acolo, dincolo de proiectul, prin asocierea Consiliului Județean, venim și noi cu un aport, în sensul că schimbăm rețeaua de apă pe două dintre străzile alea, un cost care îl avem și îl suportăm integral de la bugetul local, pentru că în cadrul asocierii nu putea să fie prins pe partea de apă. Pe partea de poim, Târgu Ocna a rămas de sine stătător ca și obiect de licitație,
Deci făceam parte în acel cele 5, în care era Târgu Trotuș, Târgu Ocna, Dofteana și Dărbănești. După mai multe schimburi de informații și de cu Comisia Europeană cu finanțatorii, s-a obținut avizul de a rupe licitația pe loturi. Și lotul acesta a fost împărțit în trei poziții, Târgu Ocna separat, Dofteana separat, Trotușul și cu Dărmăneștiul în același lot. Târgu Ocna a avut, are dată de depunere oferte 3 aprilie, un concurent sau un constructor interesat a cerut clarificări și a prelungit data pe data de 24 sau 25 aprilie, termen de depunere ofertă pentru apă și canal. Strada Ion Diaconescu este suspendată pentru că să vedem rezultatul acestei alegeri, acestei proceduri și constructorul de pe valorificare nu a primit ordine de a începe strada Ion Diaconescu pentru că acolo este o problemă cu canalizarea. Dacă pe celelalte străzi au putut să facă infrastructura, pe strada Ion Diaconescu deocamdată nu poate fi accesat. Sau nu i-am dat ordine de începere. Mulțumesc. Trecem la punctul 15, întrebări, interpelări, răspunsuri. Domnul Robert Aparaschivei, vă rog frumos. Mulțumesc, doamna președintă. Pentru domnul primar, mergând în parcul mare, imediat după ce se trece podul pietonal, care poți să ne niște coșuri, adică noi acolo, 3-4 coșuri la stâlpul ăia. Cândva au fost acolo, au existat, da? Peste iar mai multe din mobilierul stradal a fost distrus, o să-l înlocuim și îl repunem. Da, aveți în vedere. Mulțumesc. Este procedura de achiziție a lor, este deja de mână. Ce cuvintul, da, știi, și așa ducându-mă în parc, am văzut că am cutii de berii. Da. Nu las că aruncă în nimic. Sau poți fi. Și dumneavoastră, după aia, o să obțineți venituri de la registrare. Da, la dimineață și vă dau mea. Da, să aveți în vedere. Mulțumim. Dau cuvântul domnului consilier Rusu, Mihai. Când mergem pe asfalt? Este una. Sau lăsăm pe toate în cursul zilei de astăzi sau nu, cel târziu dimineață, trebuie, nu știu acum că l-am intrat în ședință, trebuia să sosească echipamentul ăla de tip freză ca să începem frezarea pe Maior Roșiț, Alexandru cel Bun, locotenent Sion și cele două, celelalte două doar va fi. Și eu sper ca după lucrările de frezare, care vor îngreuna și mai tare traficul în zona aia, pentru că canalele vor fi ridicate. Am făcut adresă la poliție și am solicitat să facem canale la M, ca să nu fie... Da, dar în primă fază și eu sper că... După ce turnăm asfalt, ca pe Capitan Bușilă să dăm... Ele vor fi ridicate conform tehnologiei. Unele înainte, depinde de modelul de capac. Sau nu prea are cum. Nu prea are. Sunt niște variante. Eu sper ca, dacă și vremea nu e ca cea de ieri, până de sărbătorile pascale s-a mai turnat asfalt pe anumite străzi. Important e să nu tăiem asfaltul după, asta era ideea. Da. Sunt niște proceduri tehnice care nu... Salea cu culer, fără culer, e un treacă în linie. Da. Mai aveți întrebări? Domnul consilier Barna? Da. Am avut pe 2-a 2-a 2023 asumarea. Pentru școala 2. Domnul Bura spune așa, proiectul va evolua, înainte de vot, proiectul va evolua astăzi. Preconizăm finalizarea licitației 20 februarie 2023. Da. Dacă e minim ori de începere, lucrări cu 1-a 3-a. Am auzit că s-ar putea fi finalizată în aprilie. Eu am spus că preconizăm, pentru că lucrările unei licitații nu le poate modifica sau nu le putem noi stabili, pentru că cuantifica. În funcție de evoluția, ce cer constructorii, ce cer competitorii, în cât timp răspund, în cât timp primim avizul, după ce toate aceste clarificări sunt transmise la organismul ANAP. El are între 3, 5 sau 7 zile în funcție de răspuns. Și toate lucrurile astea curg într-o cadență.
Nu pot eu să schimb niște reglementări legale. Mi-aș fi dorit ca astăzi să fie șantier acolo. Dacă ar fi stat în putința executivului sau a unui organism local. Dar nu. Alea 30, 40, 5, 60 de zile, care vor trece după 31 decembrie, le vor spune de bugetul local. Deci nu mai e procent de 8% da. Prima lucrată. Mulțumim. Dau cuvântul domnului consilier Măciucă. Da, eu aș dori să știu în ce stare suntem cu cadastrarea parcărilor. Cadastrarea noastră parcărilor? Suntem așa, și alocarea lor către cetățeni. Păi, dacă nu, suntem în lucru cu cadastrarea. Pe la ce stradă ați ajuns? La biblioteca orășinească trebuie revărit fondul de carte cu carte care să aducă tinerii să citească, zică de dezvoltare personală sau de calculatoare, ce interesează pe ei. Și în plus de asta să vă locuite geamurile și dat numele de boxea acolo, că totuși bibliotecă. Mergem undeva la... Acel spațiu nu mai îndeplinește condițiile unei biblioteci moderne. Este o clădire veche, care nu poate fi înlocuite geamurile așa că vrem noi și le desfacem acum și cu niște geamuri termomane. Acolo încercăm să identificăm. Dar ce fel de geamuri? Geamurile care sunt spate. Merge și credeți, n-ați mai fost de mult. Credeți dumneavoastră. Da. Poate la și o mână de boxea nu schimbă nimic. Da. Despre monumentele istorice... Ați spus iar lista? Da, bineînțeles. Casa Borisov, tot pe lista sinteză, suntem... Da, așteptăm finanțare, da? Stadionul din Parcul Mare ar trebui și o trebuie reabilitată. Cu cei de la Suceava, chiar să-i vedem. Vrează să scoate iarba de pe pistă, da? Cam avut rezultate de acest stadion și păcat să crească buruieni. La blocurile ANL, nu s-au mai făcut interioarele pe scara Casa Scării, dar de ceva ani. Cine v-a spus treaba asta? Păi mergem și vedem. Păi vedem. Da. Scoatem documentele că anul trecut au fost zugrăvite casele de scări și după două săptămâni au fost făcute la loc. Din sumele care le încasăm ca și servicii sau ca și chirie, pleacă 100% sau 98% pleacă la Agenția Națională a Locuinței, își retrag banii, iar acel puțin care rămâne, abia rămâne ca să putem mătura și să punem iluminatul. În ce dată le-ați zugrăvit și cu cine? Păi verificați, aveți datele. Da, dar nici nu putem acum, pentru anumiți cetățeni care au primit pe baza reglementărilor legale, au primit un spațiu de locuit să-l vandalizeze în acel hal. Schimbăm ușile, rupem interfoanele, spargem corpurile de iluminat, scrim pe pereții. Că nu am fost eu și nici dumneavoastră n-ați fost. Acei copii care urcă și coboară acolo cu bicicleta, face mountain bike pe scări, păi, există un cadru de legat? Păi există. Păi, din banii care îi strângem, noi am zugrăvit de fiecare dată. Să plătească. Uite, e vorba de gradul civilizației. Deci, trebuie să administrezi ca adică un gospodar. Vedeți dumneavoastră, când fiecare ne-am cumpărat o proprietate și am făcut o investiție undeva, în domeniul privat, fie în bloc sau asta, cu toții suntem atenți. Și ușa să nu se trântească, și geamul să rămână, acolo unde a primit în baza unei reglementări, rupem tot. Dar este păcat. Acum eu n-am intrat într-o scară de ANL, la ultimul ANL, la ăsta, la CEU-uri, acolo. Nu știu cum se prezintă, dar restul e bombardament, adică nu ori. Eu n-am văzut mă când e fac la poate. Adică, știți cum, nici nu putem unii cartul și altul, doi de scară. Nu, dar îmi spune la ceva de tocmai de aceea. De aceea ne dorim și facem pași, chiar dacă sunt mici, dar sunt niște proceduri de urmat, ca spațiile acestea să poată fi scoase la vânzare și atunci când devin proprietar să vedem dacă copilul meu sau copilul celui care a cumpărat sau a vecinului mai este lăsat să dea cu cuiul pe pereți și să scrie tot felul de mesaje frumoase.
frumoase. Am știut de vreo 2 ani de zile că s-au furat grătarele de la locurile ADN și de la Petco și că ar trebui să și înlocuite, ca să nu mai zic de interfoane care ar trebui tot așa sus. Păi au fost înlocuite interfoanele astea toamnă, asta iar, la o parte din scările, care nu funcționau. La o parte. Cele care au defect. Și când preconizați că le rezolvați? În funcție de bugetul pe care ne rămâne. Pentru că ANL este o activitate autofinanțată. Pe de o parte ne-am dorit și este un lucru bun că orașul are 200 și de spații de tip locuință ANL. Pe partea elaltă și dacă la anumită perioadă din chirie erau niște costuri care rămâneau la autoritatea locală, s-au schimbat niște norme și atunci toată suma pleacă la... După părerea mea, cred că în, când se dau acele locuințe în contract, cred că ar trebui trecute, dacă este posibil, niște clauze pe care ei să administreze ca bun gospodar, să nu distrugă, eventual, dacă distruge, să eventual să înlocuiască, dacă nu, eventual să-i putem scoate afară. Scoate așa. Ce să lăsăm așa? Dacă trece asta în contract, distrug tot, îi scoți afară. Deci nu știu, trebuie făcut ceva. Sigur, să plătească, să-și... și eu am stat la bloc, mi-am văruit scara, de jos până sus, singur, cu două vecini. Fiecare să administreze și să fie un bun gospodar. Dacă le place să stea cu pereții mâscăliți și ușurile rupte, să stea așa. Poate că e un act tradițional, un act. Sigur, deci trebuie, domnul primar, cred că ar fi bine. Avem acte adiționale, numai că procedural, ca să poți să eliberezi un spațiu de tip locuit ăsta, da, reziluindu-i unilateral, este foarte greu. Pentru că legislația nu e... Dar de... trebuie să plătească sau... Păi, da, dar vedeți că nici asta nu ne permite. Că dacă ne-ar fi permis ca la chiria, pentru că chiria este standardizată și au făcut niște reglementări acum, cu cât ai venit un mai mic, cu atâta chiria este mai mică. Și atunci încurajează să stai, să nu ai venituri. Ți-a cerut venit doar când ai intrat în spațiu și ai primit cheia. După aia, de a doua zi, puteai să rămâi fără serviciu sau să fii pe ajutor social. Și vii să spui, domnule, venitul meu la ajutor social e 100 de lei. E, 100 de lei, înmulțim cu factura aia, dăm 10 lei chiria. Atunci toate veniturile mele, da, astăzi. Da. Veniturile reale, legale și cele care se găsesc în documentele fiscale. Spre exemplu, avem două categorii de furnizori, dacă tot discutăm de ANL. Sunt scări de bloc care au fost construite în timp diferit și o parte din proprietari și-au făcut pe cheltuială proprie legătura la contorul de gaz și contorul de electricitate. Aceea beneficiază de acele drepturi de scutiri sau de acele subvenții, plafonări și nu știu ce. Sunt câteva scări de bloc care la vremea respectivă când s-a finalizat s-a luat decizia ca să fie în integralitate suportat aceste furnizări de către proprietar care e orașul de Bogna și prin ANL. Și atunci acei chiriași nu beneficiază de această compensație. Pentru că aici sunt avantaje și dezavantaje. Dezavantajul era că dacă eu, ca și chiriaș, mi-am plătit de bună voie și pe blocul acele racorduri, din momentul când am fost executat de primărie și am fost dat afară, când am plătit, pe acea locație nu se poate face un nou contract, un alt branșament, până nu se stinge litigiul. Ăla a plecat, te-a lăsat cu fundul în baltă și a stat cu el. Și atunci s-a luat cu decizia. Pentru că au fost cazuri în perioada anterioară când noi făceam repartiția și a zice, domnule, dă-mi vinovat că n-am curent, că vechiul chiriaș n-a plătit. Și atunci, acum am transmis pentru o adresă și cred că s-a pus la fiecare scară de bloc și pe site-ul, ca niște canale de astea de comunicare, niște grupuri de comunicare. Dacă chiriașii, pe termen lung, doresc ca să intenționează să-și cumpere asta, să-și transfere și să-și facă de contract de sine stătător. Și atunci va putea beneficia de acele compensații bănești. Dacă nu, nu. De-aia sunt aceste discuții la nivel de localitate, că de ce eu nu beneficiez? Pentru că ai acceptat un spațiu de tip ANL cu o anumită reglementare. Când începem să reabilităm o parte din fântânile pe care le aveam... Se lucrează. Pe raza localității. Cele care sunt pe domeniul public. Da. Este o...
ajută de salvare. Bun. Eu vreau să fac încă o precizare, dacă permiteți. Da. Apropo spațiu public, tot felul de frământări cu ce se întâmplă în piațeta orașului din Dubna. Susținute pe diverse canale, cu propuneri de diverse manifestări și toate celelalte. În spațiul Consiliului Local s-a discutat și s-a adoptat că avem aici un proiect de dezvoltare și de reabilitare și de schimbarea întregului aspect al piațetei Costache Negri. Și aici discutăm de două paliere. Discutăm de esplanada din fața primăriei de aici, spațiul verde, care conform proiectului trebuie să aibă o altă aranjare și atunci arborii din acest amplasament trebuie să, cei care pot fi translocați să fie translatați, acum în perioada de primăvară, acela care este în faza de uscare să fie suprimat și ceilalți mari care trebuie să fie suprimați, din păcate că nu mai pot fi translatați. Arborii de pe alineamentul piațetei dinspre primărie, Casa de Cultură. Au o vechime între 40 și 80 de ani, atestați de către specialiști de la Ocolusinic, iar efectele codurilor galbene și portocalii care au fost în iarna asta, și probabil ați trecut pe aici prin piațetă și ați văzut că arborii fiind de tip molit, fără rădăcină pivotantă și bine ancorată și doar de suprafață, în orice moment pot să fie dislocuiți. Și dacă vedeți zilele trecute, chiar a apărut un mic filmuleț pe când la Iași un copac din ăla mare a căzut pur și simplu pe fire și s-a putut întâmpla un accident. Și atunci, în urma unui vânt de data de 20 și vă spun imediat acum, 21 am făcut noi raportul, a fost codul între 21 și au fost mai multe, dar ultimul că a fost mai puternic, codul galben de avertizare meteo, am constituit Comitetul Local pentru Situații de Urgență, în care am dispus soluții și măsuri pentru punerea în, pentru reglementarea situației cu acești arbori. Și dacă după ședință o să mergeți pe teren și o să vedeți că primul arbor este uscat sau este în procedură de uscare, primul de pe cor, al doilea, al treilea. Restul, am făcut documentații la Ocolusilvic, au venit, i-au verificat și au spus că sunt atacați de nu știu ce și sunt la maturitate. Și nu mai prezintă un, o siguranță. Dacă vom încerca să suprimăm și să lăsăm un arbore sau doi care încă n-a, ar mai putea să aibă, acela va fi rupt singur pentru că curenții îl vor bântui, pentru că nu mai este în pădure. Din momentul când am luat punctul de vedere al Ocolusilvic, am cerut un punct de vedere a unui organism autorizat, un profesor de specialitate, șef de lucrări de la Facultatea de Silvicultură și Agronomie din București. Și am primit acel răspuns pe care l-am și pus pe spațiul public. De asemenea, ieri, în baza unor documente care au fost schimbate în decursul acestui timp, am primit și de la Agenția de Mediu avizul favorabil pentru tăierea arborilor solicitați în următoarele condiții. Notificarea APM, Bacău, cu privire la data planificată, deci trebuie să notificăm APM-ul, la data planificată pentru efectuarea lucrărilor de tăiere a arborilor, reamenajarea spațiului verde cu material forestier și floricol adaptat climei, provenit din pepiniere alte plantații arbuști decorativ, prin, care prin proprietățile lor biologice și morfologice au valoare estetică și ecologică și nu afectează sănătatea populației și biosistemele existente deja în zonă. Notificarea APM Bacău, conform prevederilor din actul normativ, după finalizarea lucrărilor de refacere a spațiului verde, prin comunicarea speciilor și numărul de arbori plantați în locul celor tăiați. Da, sentimental, toți suntem legați de acești arbori. Pentru că avem o istorie, am născut cu ei. Unii sau alții am crescut cu ei. Dar, atâta ce au ajuns la maturitate și prezintă un real pericol, cine poate? E moral. Am văzut tot felul de comentarii că atunci când bate vântul trebuie să stăm în casă. Și dar ce se întâmplă dacă s-ar întâmpla? Păi și plantăm alții. Îi vom suprima în regim silvic, nu îi vom recolta materialul sub coordonarea celor de la Ocolul Silvic. Va fi, nu știu, schimbat, conservat, transformat în scândură, grinz, lemn, ce se face din el acolo și mergem înainte. Automat piațeta va fi pusă și în, în valoare. Eliminăm acest risc de accident. Pentru că, vedeți, se întâmplă odată într-o fracțiune de secundă ceva și atunci ne-ar putea
Știți ce am pățit cu copacul de la de pe strada Bunului? S-au judecat vecinii nu știu cât timp, unii să-l taie, unii să nu-l taie. Și s-a retezat și a norocit o casă. Putea să prindă un om. În zilele, de zilele orașului, anul trecut, acum 2 ani, în parc. Când a fost vântul ăla, au căzut două ramuri din alea, noroc că au căzut între spațiile de acolo. Când acum o lună de zile te tisești. Față în față, a fost un spital unde mai jos, puțin, cu chivirica acolo. A picat ăsta două ramuri de ei, unul de te, de jumătate de la plasă. Plasă sau nu știu era la plasă. Deci au ajuns la o maturitate și nu mai permit securitate. De asta am luat decizia să asigurăm spațiul public. Bine, în acea situație de acolo sunt și ceilalți brațe, care sunt înspre stradă și ei au aceeași venire. Probabil, cu siguranță, vor avea și ei aceeași soartă la momentul respectiv. Și ăla din parcul Trandafir. Și în parcul Trandafirilor, și în parcul Trandafirilor avem 4 sau 5 care sunt pe aliniamentul ăla. O să facem documentația și pentru ei. Ați văzut tot ce înseamnă Trandafirii, i-am transplantat în parcul Trandafirilor, pentru că ne dorim ca parcul Trandafirilor să fie un parc cu trandafiri. Am transplantat acele iuci, dar cu luăm și sentimentale am transferat, pentru că nu știm la o rădăcină așa cât e șansa să se prindă. Dacă am fi fost corect și obiectiv, spuneam cât înseamnă 100 de trandafiri noi. 20 de lei firul, ori 100 înseamnă 2000 de lei. Dar sentimental, domnule, nu, îi luăm de aici, ne chinuim, îi mutăm, o săptămână am mutat cu oamenii, pentru că să ai satisfacție, nu am aruncat la gunoi. Că băgai excavatorul, să pare pe dintr-un cap în altul și aruncam la... Produsele. Înseamnă că și produsul ăsta argint eu va trăi, nu? Îl retranslatăm în zona parcului. Așteptăm, astăzi mi-a venit avizul, o să vrea zilele viitoare, pentru că acum este sezonul, primăvara și toamna se toaletează. Aer ca uscat. Poftim? Da, iubirea, vă rog, înainte. Da. Mulțumim frumos. Da, poftiți, vă rog. Pe strada până am 40, pentru că și strada Fântâna Paparice este în Părănanul Pâi. Dacă va fi adjudecată licitația și va fi un constructor, va fi. Cum o să facem? Să faceți canalul? Din păcate nu pot eu să vă stabilesc acum, pentru că programele s-au întors și astăzi am avut vizita în teren de la organismul de verificare și finanțare a terenului. Și au spus, la timp cât POIM-ul trebuie să se închidă pe 31 decembrie, lucrările merg înainte. Iar POIM-ul celălalt o să iasă când o să iasă. Dacă angajăm firme pe consultanți, pe fonduri europene, consultanți, de ce mai plătim oameni din cadrul primăriei? Să nu amestecăm lucrurile. Da, un program european trebuie să-l accesez cu un consultant de specialitate pe acel program, iar în cadrul instituției primăriei, pe compartimentul de specialitate, sunt două persoane care acelea sunt angajate și alea fac toată documentația și toată pregătirea și strâng toate datele interne care le pun la dispoziție consultantului, asigură comunicarea cu instituția financiară sau cinei finanțatoare și asta este obligația. Nu suntem organizați de consultanță, noi. Iar dacă vrem să avem șanse să câștigăm toate proiectele pe care noi le-am depus, toate sunt declarate eligibile și sunt în finanțare. Da. Sau sunt în proceduri. Mai puțin la cu casa profesorului, mai să... Mulțumim frumos! Mulțumim! Dacă nu mai sunt discuții, declar ședința închisă.